afară să mă invitat. Dau o citire ori de zi pentru ședința ordinară din 28.07.2022. Proiectul numărul 1. Depunerea jurământului de către domnul Pelin George, supleant pe lista Partidului Social Democrat, la alegeri locale desfășurate în 27.09.2020, validată funcția de consilier local al orașului Bogna, prin încheierea jurământului Onești. Punctul 2. Depunerea jurământului de către domnul Ciurea Ioan, supleant pe lista Partidului Social Uniunea Salvat România, la alegeri locale desfășurate în 27.09.2020, validat în funcție de consilier local al orașului Bogna prin încheierea judecătorii Onești. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 1 august 2022, inițiator primarul orașului Bogna. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local pe Bogna, numărul 79 din 12.11.2020, cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al orașului Bogna, completat prin hotărârea numărul 85 din 26.11.2020 și modificată prin hotărârea numărul 63 din 6.07.2022, inițiator primarul orașului Bogna. Proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local pe Bogna, numărul 9 din 28.01.2021, cu privire la desemnarea reprezentanților orașului Bogna în adunarea generală a acționarilor a societății comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Bogna, ESA, și aprobarea contractului de mandat, inițiator primarul orașului Târgu Bogna. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Bogna, numărul 10 din 28.01.2021, cu privire la desemnarea reprezentanților orașului Târgu Bogna în adunarea generală a asociațiilor, societății comerciale, util, Conseca, FRL și aprobarea contractului de mandat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Bogna, numărul 94/17.12.2020, privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii Consiliului Local al orașului Târgu Bogna de Târgu Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Bogna. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur și a unui spectacol aniversar, o viață împreună, în datele 15 august 2022, inițiator primarul orașului Bogna. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubritate, aprobarea studiului de oportunitate a regulamentului, a caietelor de sarte și contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate a orașului Târgu Bogna, Județul Bacău, către SCE, Compania de Utilități Publice Târgu Bogna S.A., inițiator primarul orașului Târgu Bogna. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru demararea fazelor, note conceptuală, note temă de proiectare, fișa obiectivului și valoarea obiectivului de investiție, amenajarea unei parcări pentru taxiuri autorizate în orașul orașului Târgu Bogna și parcare Bucurii, pe două copiere, Varna Cristiană. Proiectul 11. Proiect privind aprobarea unui măsuri de îmbunătățire a unui de transparență decizională și de creșterea gradului de acces a cetățenilor la documentele de interes public. Inițiator, consilier local, Cristian Bacu. Proiectul numărul 12. Da. Urmează punctul 12. Raport privind activitatea desfășurată de către agenții personali din orașul 1, semestrul 1, anul 2022. Prezident director de asistență socială. Punctul 13. Informare privind statul de înscriere a datelor unui institut agricol în primul semestru al anului 2022. Prezintă serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru și agricultură. Punctul 15. Informare privind statul lucrărilor la proiectul valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în secțiunea banilor primatele din Boca. Va manager de proiect. Punctul 15. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Voi retrage punctul 11 pe ori de zi. Au fost ceva inadvertențe la transparență. Așa, voi retrage, voi pune în luna august din nou. Mă voi consulta din nou cu doamna secretar general și colegii din PNL și îl vom repune din nou. Cine este de acord cu ordine? Da. Domnul președinte, bună ziua, domnilor consilieri și domnilor. Dacă îmi permiteți, înainte de aprobarea ordinii de zi, aș vrea să vă rog
Având în vedere că avem o informare la punctul numărul 14 privind stadiul lucrărilor la proiectul de valorificare turistică, modernizare, infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna, au sosit la Târgu Ocna și reprezentantul domnului director a firmei constructoare, Carvil, a sosit și rutier construct în calitate de proiectant și dirigintele de șantier. Și pentru că ei sunt implicați în activități productive, dacă sunteți de acord, să inversăm punctul de pe ordinea de zi, numărul 14, să-l aducem primul, ca dumneavoastră, după ce lămurim lucrurile, noi să putem dezbate în continuare și dumneavoastră să se retragă. Și de asemenea vreau să fac o prezentare, având în vedere că ieri s-a lansat în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare a unor proiecte care pot fi accesate de către unitățile administrative teritoriale, orașele, cu diverse investiții în zona de salubrizare și condiții de mediu, pentru a analiza mai bine ceea ce scrie studiul și ceea ce prevede acest model de finanțare și pentru a putea lua o decizie corectă și concretă și pe viitor în care să fie avantajată localitatea. Punctul 9 de pe ordinea de zi, cel cu studiul de oportunitate a regulamentului și cărții de sarcini, privind serviciul public de salubrizare a orașului Târgu Ocna, o să-l retrag de pe ordinea de zi. Da, retrag punctul 9, cel cu studiul de oportunitate a regulamentului și cărții de sarcini. Da, susțin la propunere de zi, fără cele două proiecte telegrafe. Și modificat ăsta la adică da, și punctul 14 se vine cu punctul 1. Sau punctul 2. Ordine, am ajuns. Da, cine este pentru? Procesul de tranzacție a ședința din luna iunie, din 30 iunie, și a fost transmis la adresele de mail. Vă rog să comunicați dacă aveți observații la redactarea lui. Dacă nu, vă spun aprobării, cine este pentru? Procesul verbal, îl aprobați? Mulțumesc, în unanimitate a fost aprobat. Să continuăm cu depunerea jurământelor și cu ce sunt active. Aici am o întrebare. Nu știm posibil o cadru, nu știm care e situația domnului Brău, dar facem măgare la între ședința cât a fost el. N-am înțeles ce am spus domnul Brău. Domnul Brău, dar cel mai bine la ședința de Consiliu. Care e Brău? Brău. Nu am primit nicio informare. Nu am primit nicio informare. Retragerea unui consilier PSD. Domnul Măciuca, vă rog. Așa ce vrem să ne iei cu dispoziție sau ceva? Da, pot prezenta eu. Cam am luat așa, nu mai vin. De moment ce am propus validarea pentru următorul sub-de-an, prin adresa numărul 10.288 din 19.05.2022, am primit ordinul prefectului numărul 129 din 17.05.2022, din care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Grozavu Ioan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, pe motiv de incompatibilitate. Drept urmare, am declanșat procedura pentru validarea următorului suplean. Partidul Social Democrat mi-a confirmat că următorul suplean este domnul Felin George. Am întotdeauna documentat, am trimis-o către judecătoria Onești.
Judecătoria Onești, prin încheierea numărului 1168 din 16.06.2022, a validat mandatul domnului Elin George și încheierea a devenit definitivă pe data de 8.07.2022. Da, și m-am întrebat, e după hotărâri Consiliului Vacantare Postului? De prefect. Da, de prefect. Trebuia vacantat, cred. Sunt doi pe aceeași lucru. S-a vacantat. Când? Unde? Din postul prefectului. Puteți Consiliul de vacantare? Nu se face prin ordinul, prin hotărâre de consiliu local, ci prin ordinul prefectului. Există excepții pe la articolul 204. Așa, spune când încetează calitatea de drept, da, mandatul de consilier local și sunt câteva puncte care constatarea se face prin ordin de prefect. Unul dintre ele este și litera B, deci articolul 204 aliniatul 2 litera B. Constatarea și sancționarea în condițiile 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate. Drept urmare, prefectul județului Bacău a constatat începerea de drept și a vacantat locul de consilier. Se declară vacant locul de consilier. Dacă vă uitați cu atenție la articolul imediat zic, nu acum, și nu știați de ce nu mai este în Consiliu? Sau ați vrut neapărat să aud acum. Vreau să aud acum. Vreau să aud acum. Da, asta a fost indicat. Să aud să întâmplă. Iar de ce nu mai este. Nu știm cu toții de ce nu mai este. Mai poate fi un compact. Este normal, dar din 19.05 să se informeze și Consiliul Local și cetățenii orașului. Dacă spuneți așa, e sigur. Da, cred că știați, pentru că raportul a fost publicat pe site-ul ANI, a fost publicat pe site-ul ANI. Nu din alternative, din... Da, deci conform articolul pe care l-am citit, se constată prin ordine prefect. Dacă nu era vacantat, judecătoria nu valida. Dacă îmi permiteți, vreau să vă prezint. Sunt oamenii care în această perioadă alături de noi executiv și alături de dumneavoastră, implementăm la nivel de oraș cel mai provocator proiect de dezvoltare a infrastructurii și rutiere, și de mediu, și de tot ce înseamnă piste de biciclete și trotuare. Și urmarea invitației generată de un grup de domn consilier de a participa reprezentanții acestor trei societăți comerciale, dumneavoastră astăzi au sosit în persoana domnului director general Mădălin Cadar de la Carbil, este constructorul și de la, din partea proiectantului este rutier construct domnul Radu Chiruță în calitate de director al firmei, director general și domnul diriginte de șantier, domnul Mircea Gane. Dumneavoastră știm cu toții, imediat după sărbătorile pascale, după ce s-au obținut toate avizele și autorizările și predarea amplasamentelor, au preluat străzile și au început procedurile de desfășurare a șantierului. S-a început cu zona centrală, din spre autogare, cu toate străzile din zona centrală de acolo, continuând apoi cu toate mijloacele mecanice către străzile dinspre exterior. Dacă noi avem făcut și un material pe care putem să-l prezentăm din partea executivului cu privire la stadiul de lucrări, dacă doriți dumneavoastră să le să aflăm diverse prământări pe care le avem, dumneavoastră stau la dispoziție. Sau dacă noi rugăm pe dumneavoastră să ne facă o mică prezentare asupra șantierului și a proiectului care îl avem în desfășurare. Mulțumesc! Când mai bine am primit prezentul, poate să ne întrebăm în care. Doriți dumneavoastră. Desfășurarea lucrărilor. Am început tocmai din partea, dinspre partea centrală, să zicem, spre partea periferică a orașului Târgu Ocna, începând cu lucrările care, asta este ordinea firească a lucrărilor și a execuției.
cu trotuare, de biciclete, cu constrângerile lor pe locuri unde au fost probleme, unde nu au fost probleme, că nu e niciunul lipsit de să fie perfect. Urmând ca în ultimă fază să se reacționeze ce este și normal la asfaltare. Nu știu, am avut, să zicem așa, diferite impedimente fără a fi concludente, dar nu e nicio problemă, trecem peste. Eu singurul lucru care, în afară de principiul asta, să zic, dacă mai vreți anumite lucruri la zi, vă pot sta la dispoziție. Rugămintea noastră, cel puțin din partea constructorilor, nu suntem împotrivă în mediatizare, nici pro, nici contra. Suntem pentru lucruri constructive, nu destructive. Chiar asta este singura rugăminte, pentru că și din noi, absolut, acceptăm toate controlele organelor de stat, dar să fie în scopul chemării lor, nu în alte scopuri. Până acum au fost anumite controle la noi, care nu țineau expres de lucrare și de lucru firesc al lucrărilor, nicio problemă, am răspuns, s-au constatat a fi fără temei. Adică dacă se poate continua spre ceva bun, nu ceva destructiv. Cam asta este ce am avut eu de spus. Cu referire la lucrări. Eu aș vrea să fac o precizare. Așa cum am spus-o de fiecare dată, lângă acest proiect, sau odată cu desfășurarea acestui proiect, avem și o parte din străzile implicate în șantier, când au anumite sarcini, în sensul că acele străzi mai beneficiază de o investiție, de extinderea rețelelor de canalizare sau de înlocuirea rețelelor de apă în cadrul proiectului care face parte din master planul județean prin Poim, proiect care din diverse motive a fost întârziat și atunci când noi am pornit la drum ca executiv și Consiliul Local precedent, nu s-a gândit nimeni că acel proiect început cu mult înainte nu va fi terminat până la începerea și punerea la dispoziție către constructorul nostru a acelor obiective. Evoluția societății românești în contextul european și în contextul mondial a dus la faptul că au fost mai multe runde de licitații de către inițiator care se află Adibu și Crabu, licitații ieșuate din punct de vedere al neparticipării constructorilor. De fiecare dată s-a încercat să se găsească și să se îmbunătățească condițiile de licitație. Târgovna, ca urmare a tuturor schimburilor de adrese și în care am făcut precizarea că sunt două proiecte în același timp cu finanțare europeană care amândouă au termen de finalizare decembrie 2023 cu implicațiile lor, să pună în prioritizare investițiile de la Târgovna. Cei de la CRAB s-au ținut de cuvânt, au făcut, dacă în cadrul proiectului Master Plan sunt mai multe sectoare sau mai multe pachete scoase la licitație, Târgovna face parte din pachetul CL5, așa este denumit. A fost, cred că, a treia oară licitată, acum este iar, s-a încheiat procedura de înscriere în licitație. Ce pot să vă spun că este un concurent înscris și acum se află în procedura de verificare a eligibilității acelui concurent. Nimeni nu se simte confortabil când, sub presiunea timpului, aici constructorul de față nu poate să-și desfășoare șantierul pe toate străzile așa cum ar fi trebuit și suntem condiționați de acel lucru. Este vorba de cele 5 străzi și le putem nominaliza. Totodată, odată cu desfacerea carosabilului sau a trotuarului, am constatat că sunt diverse lucruri care nu fac parte din proiect. Și cu toată susținerea și a dumneavoastră, și a noastră ca executiv, și a companiilor din subordinea Consiliului Local, și cu acordul constructorului, cu acordul dirigintelui de șantier, cu acordul proiectantului, am venit să îmbunătățim lucrurile.
Pentru că n-ar fi fost corect și n-ar fi fost firesc ca să venim cu lucrări înainte și de desubt infrastructura să aibă de suferit. Sunt străzi care la acest moment au două rețele de apă, o rețea foarte veche cu anumite branșamente și o rețea nouă care nu are finalizate toate branșamentele, sunt anumite străzi și pentru acele străzi, prin efortul bugetar de anul acesta, deși le aveam ca și sumă prevăzută, dar nu am putut să identificăm că sunt atât de multe probleme, am venit din urmă și atunci s-au refăcut branșamentele pe strada Poetiu în Grămadă. Acum se refac branșamentele și se fac trecerile pe noua conductă pe strada Tudor Vladimirescu, strada Oituz, în parteneriat cu CRAB. S-a constatat că pe strada Răducanu, din dreptul cimitirului, monumentului de independență, mergând pe curbă până în dreptul, să zicem, intersecții cu Avram Iancu, rețeaua de canalizare generală a orașului este o rețea din material de ciment, nu știu, tuburi din alea plemul, care sunt distruse, dislocate și tasate și propunându-i operatorului, ei au venit din finanțarea lor, au achiziționat materialul, adică țeava. Noi urmând să punem la dispoziție și să ne implicăm în lucrările de săpătură. Vreau să vă spun că toate aceste lucruri și coroborat cu evoluția nefirească a prețurilor, au dus la niște costuri foarte mari. Avem datele exacte, dar și de acum mai avem strada Mihai Eminescu. Mihai Eminescu este traversată, sau în lungul străzii sunt două conducte, conducta magistrală de alimentare cu apă care vine dinspre Tisești, Avram Iancu, și spre oraș, care iese în zona blocurilor B și G, și acolo mai este o rețea de apă, de alimentare cu apă din, cred că Zbocinen sau Font, că e jumătate. Și acolo, acum, după ce s-a dezvoltat și un canal, fost canal termic, care are un alt grad, deci un sistem de casetare, și ăla trebuie să fie, probabil, dizlocuit de acolo, în acel canal termic fiind montată conducta magistrală de apă. Ne-am oprit acolo cu lucrările pentru că nu putem secționa conducta magistrală în dreptul fiecărei proprietăți ca să facem branșamentele stânga-dreapta, deci trebuie să introducem fie în zona canalului, fie pe ambele părți, o rețea nouă de apă cu un diametru din material plastic, din PHD, cu un diametru redus și atunci să facem o priză sau maxim două prize. Noi am propus două prize, o priză în dreptul la intersecția Vasile Alexandrei și o priză în dreptul la intersecția Deceva. Și de acolo să facem la dreapta și să facem branșamente. S-a discutat și cu cei de la CRAB și atunci ei au spus, dom'le, având în vedere necesitatea acestei investiții și creșterea gradului de confort și de asigurare a unui serviciu public de calitate, ei au aprobat în Consiliul de Administrație și au suspendat taxele de branșament. Deci este un efort comun din partea tuturor operatorilor și instituțiilor ca acest proiect să fie un proiect de succes. Pe strada Alexandru cel Bun. Pe strada Alexandru cel Bun, atât fiind dimensiunea sau ecartamentul străzii și a trotuarului și trebuind acolo să duci și rețea, adică stradă rutieră, și pistă de bicicletă și trotuar, pe pista de bicicletă, deci pe partea stângă, pe partea cu poliția și până la intersecția cu Maioroșiță, sunt trei sau patru stâlpi de iluminat public care au și branșamente, care au și legături. Cei de la EON au spus, domnule, rețeaua noastră era acolo, nu faceți decât să o translatați cu firmele autorizate, că știți că au niște firme autorizate și agreate, dar pe cheltuiala administrației. Și acolo sumele sunt pe măsură. Pe strada Oituz. Pe strada Oituz, am descoperit că pe o anumită lungime, la momentul când s-au dat dalele deoparte, conducta de gaz compromisă la o adâncime foarte mică, nu știu, 15-20 cm. Și în curbă. Au fost chemați cei de la gaz, cei de la gaz au zis, domnule, dăm tot suportul, facem toate diligențele, toate procedurile ca să obținem finanțare și să vedem să coborăm mai jos la adâncimea cea care este... Planul lor de investiții și nu știu ce. Nu aveau prevăzută și mai durează. Exact. Și atunci, și acolo am mers cu trotuarul doar pe partea stângă. Ne dorim ca
toate străzile care au un impact puternic, adică strada Oituz, cea care va începe peste o lună de zile școala, strada Alexandru Cerbun, strada Ieria Vigorescu, strada Maioroșiță, să fie degajate și să ieșim cu șantierul din ele înainte de a începe școala, ne-am fi dorit ca să începem până, să fie gata până la momentul când începe și sezonul turistic. Strada Maioroșiță, o mare problemă în sensul că înclinația drumului pe actuale este în contra pantă sau nu știu cum, față de intrarea în curbă, pe partea de centrifugă. Și atunci acolo s-a găsit această soluție să se încline și să se modifice cu acordul proiectantului, tocmai pentru a respecta normele de circulație, să fie schimbată înclinația drumului. S-a creat o stare totală de nemulțumire, de disconfort, în primul rând, către proprietăți, pentru că fiecare trebuie să aibă acces în curte, fiecare trebuie să aibă acces la tot ce înseamnă sistemul rutier. Prin proiect a fost prevăzut infrastructura rutieră, trotuarul, pista de biciclete. Ei, între trotuar și proprietate, gard sau clădire, acolo este un spațiu care trebuie să fie cu un spațiu verde. Așa sunt condițiile de proiect. Și atunci, în dreptul proprietăților, la fel trebuie să venim ca exact cât ține poarta mică și poarta mare, să asigurăm prin cofinanțarea noastră din cheltuială neeligibilă accesul la proprietăți cu același model și cu același material de trotuar. Pentru ca să fie o chestie unitară. Că fiecare cetățean, după capacități, ar putea să pună unul pământ, altul balast, altul dale sau pișcoturi de diverse dimensiuni. Și atunci, acum suntem în etapa de evaluare, ce presupune toate aceste modificări. Pentru că sunt niște costuri și să fie la final să existe un lucru firesc. Asta vă pot eu spune cu cine am izbit noi în calitate de executiv, alături de colegii mei din executiv, din echipa de management de proiect, alături de echipa de verificatori din cadrul finanțatorului ADR și constructor. De aici eu mă opresc. Dumneavoastră, ce anumite întrebări vreți să ne puneți? Salutăm prezența în sală, a reprezentantului nostru și a proiectantului. Să mulțumesc frumos că a răspuns la invitația noastră. Și aș vrea să încep cu câteva întrebări pentru domnul constructor, dar având în vedere că domnul primar tot amintește că prin proiect s-au prevăzut, cred că este normal să pun întrebările domnului proiectant, să reprezentantului proiectantului, dumneavoastră. Da. Și apoi să punem întrebări și constructorului. Domnul proiectant, vă rog să ne explicați de ce s-au îngustat străzile, care sunt motivele și dacă ați analizat traficul care există pe fiecare stradă, pentru că sunt străzi care, dacă rămân la aceste dimensiuni pe care dumneavoastră le-ați prevăzut, îngreunează foarte mult circulația. Și mă refer aici la strada Tisești, la strada Răducanu, la strada Maioroșiță, care nu sunt străzi de gradul 3, ci sunt străzi care duc spre obiectivele turistice. Dacă se întâlnesc două tocare pe Maioroșiță, nu știu exact cum pot trece unul lângă altul. Dacă se întâlnesc două tiruri pe drumul județean, care este în administrarea noastră pe strada Tisești sau Răducanu sau numai, iarăși sunt câteva probleme. Deci vă rog să ne spuneți de ce le-ați îngustat, pentru că eu am fost primar aici și tot Consiliul Local, și care au fost în Consiliul Local, am aprobat indicatorii tehnico-economice în mai multe ședințe. Au fost mai multe, de mai multe ori, revizuiți acești indicatori. Niciodată, dar niciodată, nu s-a discutat în Consiliul Local îngustarea străzilor și eu nu mi-amintesc ca la ședințele operative sau una din întâlnirile cu proiectantul sau cu proiectantul să se fi discutat de îngustarea străzilor. S-a discutat de piste de biciclete, s-a discutat de trotuare, dar nu s-a discutat de lățimea acestor străzi. Deci vă rog să ne răspundeți la această întrebare și tot de dumneavoastră cred că depinde dacă este normal ca în loc de piatră pisată, așa cum am pus pe celelalte străzi,
să se pună acest balast amestecat cu borduri și cu dale, care au fost luate din vechiul drum și au fost concasate aici în zonă. Pentru că există aici și o problemă juridică, domnul proiectant. Noi când am lansat tema de proiectare și am avut multe discuții cu proiectantul, când am făcut măsurătorile topo, noi am făcut măsurători din bordură în bordură. Și am trimis aceste măsurători. Noi le avem înregistrate în domeniul public al localității la acele dimensiuni. Dumneavoastră, micșorându-le acum, nu știu dacă este corect, noi le avem intabulate, dacă este corect să modificăm. De ce a vorbit tare mult să... Poate să dați explicați, nu un pic, ca să fim organizați, ca să te numele pe decât noastră aveți timpul prețios. Deci astea sunt întrebările care sunt pentru dumneavoastră. Vă rog frumos de răspundeți, cred că aceleași întrebări, poate mai au și colegi alte întrebări, dar acestea sunt importante. Și apoi o să ne adresăm și domnului constructor și cu dirigentele de șantier. Dacă este aici, domnul noastră, sunteți dirigentele de șantier. Astăzi, gata. Deci, în primul și în primul rând, lățimea străzilor a fost determinată conform TAS-ului. Da? Străzile localități urbane au o lățime de 6 metri. Trebuie să încap între garduri și piste și trotoare și așa mai departe. Trotoarele au și ele o lățime conform TAS-ului, pista e biciclete și ea are o lățime conform TAS-ului. Iar din punct de vedere, dacă dumneavoastră susțineți că s-au modificat lățimile sau știu eu ce s-au mai întâmplat acolo, puteți să luați studiul de fezabilitate pe care l-ați văzut și l-ați aprobat în calitate primar și o să vedeți că nu-i nimic a schimbat față de studiul de fezabilitate. A semnat? Domnul Bășu, văd că spuneți din conform standardului, Da. Uitați aici, trebuie din localități urbane, da? Ce timp din știți dumneavoastră, ordinul 49, da? Nu, este TAS-ul 10.400. Bun, de acord. Dar uitați, eu vă spun aici că străzile localităților urbane se clasifică în raport de intensitatea traficului. Da. Și noi unde le, de care categorie avem străzile? A doua și a treia. A doua și a treia. Și a patra. Și a patra. Cine le-a care categorizit? Că aici spune că încadrarea pe categoria străzilor se face prin hotărâre din Consiliul Local. Nu uitați. Niciodată nu l-am făcut. Dar să vreți să spuneți că strada Tisești unul mai și reducam de a patra sau de a treia? Nu de a patra, nu. Nu, asta-i treaba. Bine. Eu cred. Și dacă mergem... Și domnul Bregan, haideți ca să nu facem afirmații. Că studiul de fezabilitate l-ați semnat. Domnul, eu am fost cizmar și am ajuns primar, da? Sau ce meserie am avut eu? Eu nu cred că un specialist care vine și verifică traficul, așa cum spune aici, crede că este normal ce se întâmplă pe strada Răducanu și Maia Roșiță. Și chiar dacă s-a semnat așa, se poate orice corecta acum. Este păcat, s-a muncit mult pentru acest proiect. Atâția ani de zile. Acești bani nu mai primim. Și atunci, haideți să corectăm. Eu nu spun să modificăm în totalitate proiectul. Nu că mai sunt și primărie care spun, păi n-ați semnat proiectul când ați fost dumneavoastră. Eu vă spun că nu am discutat niciodată de aceste dimensiuni. Și da, dacă dumneavoastră le-ați făcut robuste, haideți să vedem. Sunt locuri unde chiar nu se pretează. Nu se poate trece. Mergeți dumneavoastră și vedeți. Haideți să corectăm dacă putem corecta ceva. De ce nu se poate corecta acum? Facem vostre și constatare și dumneavoastră. Dispoziții de șantier. Putem să vedem. Chiar dacă sunt neeligibile pentru constructor, le putem plăti așa cum sunt o grămadă. Haideți să nu facem așa cum... Dar cum... nu e vorba despre asta. Deci nu e vorba despre problema asta. Problema era că în cadastru care a fost făcut, trebuiau înghesuite toate alea, da? Stați numai cu înghesuia ala. Păi și atunci noastră credeți că pe strada Răducanu Domnului, da? Haideți să mergeți în teren. Domnule, nu am venit aici să discutăm. Să nu discutăm contradictorii. Noi vrem să găsiți soluții, că dumneavoastră le găsiți. Dacă noastră considerați că în curba la Răducanu, din carosabilul, cele două trotuare cu pistele și 70% din totalul cu străzii carosabil. Nu știu dacă e normal. Noi ridicăm această problemă să o analizați. Pentru că dumneavoastră aveți răspunderea. Și vă rog, scoateți această formulă acolo ca să aprobați studiul de fezabilitate. Acolo aveți 8 metri din colțul gardului, a zidului de la biserică până în gardul celelalte proprietăți. Unde aveți ieșit de la... unde ieșită proprietatea, împrejmuirea proprietății. Și l-ați modificat. Aveți 7 metri. Și l-ați modificat. Aveți, nu, aveți 7 metri, da?
7-80 mai exact. Dar inițial a fost 6. Nu, în care noi trebuie să punem acolo, strada are 6 metri, chiar acolo avea 6 metri 40. Și ați făcut-o cât acum? Că este acum? 6.40. Nu s-a modificat proiectul. Nu s-a modificat proiectul. Absolut nimic proiectul. Da. Ce a fost aprobat și ceea ce s-a autorizat, nu s-a modificat nimic. Aveți 2 metri pista de biciclete care este obligatorie. Da? Aveți 8 metri. Plus 1,5 metri trotuarul. Adică pista e obligatorie și carosabilul nu. Dar nu e vorba de asta. Punctajul pe acest proiect a fost... Cum se cheamă? Valorificare turistică. Inclusiv pe piste de biciclete și trotuare. În detrimentul străzilor? Nu în detrimentul străzilor, nu. Da. Bine. Domnule, am ridicat această problemă și colegii o să vadă. Cred că ar trebui până la urmă analizată și văzut dacă puteți face ceva, pentru că formula asta, că studiul a fost așa și că a fost bătut în timp, nu poate face nimic, nu cred. Scutați un pic pe vorba. Da. Eu vreau să vă rog să se răspundă. Da, domnule, domnule, vă rog. Noi nu suntem făcuți să facem politică, ci eu mă sunt. Nu facem politică. Nu mi se pare că așa, nu sunt și chestii de... Domnul dirigente, vă să încărcă o dirigente. Vă rog, acum. Vă rog, am și o... Dacă mergem la țara la Lițești, este exact în curvă îmbustat drumul. Exact în curvă. Sunt cel puțin 3 mașini care au rămas cunoscute acolo. Se cunoaște pe bordură, că au dezlocat bordurile deja. Deja sunt dezlocați. Încă ceva, vă... Care este viteza în care se circulă într-o localitate? Dacă o persoană vine cu mașina mică și el vine cu tirul, n-are unde să se refugie, nu are unde. De altfel nu se duce acolo. Nu, dacă nu mergea cu 80 la oră, vă zic eu că nu sunt cu 30 la oră, viteza de proiect. Nici o problemă, am mai spus-o și o repet aici, dumneavoastră, așa e proiectul, e proiectat, vă te dați treaba? Nu, nu, nu m-am putut. Noi aducem la cunoștință unde avem probleme. O să ne vădărați treaba, vă casați bani, face recepția, după aceea, o dată pe unul sau la două luni, povedea la puterea la ora 5. Trebuie ochi la accident în frutie. Casca. Asta vor fi. Deci, dar aducam, mai des, mai aducam va fi. Nu am pus să restricționez trafic. Se pun, mergi. Se întâmplă de vina întotdeauna. Ce să facă? Să restricții în oraș de 30 de km la oră. Și nu cred că domnul proiectant a pus, cum e la strada Oitus, pe proiect, bordurile așa. Nu cred. Pe prada cu monumentul eroilor, pe partea cealaltă, e ondulat. Nu cred că o tras pe linia strâmbă. Nu cred. Nu pot să cred. Că dacă te uiți, uite așa, este tot. Lângă tu. Lângă durul unui se iertă de unui rugăruie. Eu uite așa. Eu nu cred că este așa. Pe proiect. Pe Oituț. Pe Oituț, da. Nu cred. Eu nu pot să cred că doar proiectatul a făcut de calculator linia strâmbă. Ondulat. Nu mi-e sigur. Și mai este o problemă acolo. Deci sunt proprietăți, uneau la intrare un fel de borduri, la alte altfel de borduri. Da, pentru că sunt proiect... diferite, da, da, da. Sunt diferite și aveți, dacă vă uitați un proiect și vă uitați atent, o să vedeți că aveți două moduri de amplasare a bordurilor în dreptul proprietății. A proprietăților care au un nivel ridicat față de cea a străzii și care au sunt mai jos, au un alt tip. Dacă vă uitați atent, o să vedeți că aveți două tipuri de montare a bordurilor în dreptul proprietăților. Două tipuri. Inclusiv la trecerile de pietruri. Eu am cerut la prima dată cu ochina, dar nu s-ară. Vă pun eu la dispoziție. Graf și de viitoare lucrările. În graf. La aveți noi, se actualizează tot timpul. Nu, wow, l-am văzut. Unde au un graf? Un disconfort tot am ei. Am început tot orașul. Cea mai bună idee ar fi alta. Să decopertăm piatreca, să facem un graf. Nu cred. Vedem fel de cum e. Da, și eu lucrez în domeniul construcțiilor și din afară așa îmi dau seama că se lucrează bine, am văzut că se lucrează chiar repede, corect, deci din fără să, sigur, ne uităm la calitatea materialelor, de cum frumos care zice, arată bine ce se lucrează, cum a legat de viteză, fiecare constructor face viteza pe care o crede și conform graficului. Dar, într-adevăr, am și o îngrijorare, care a spus-o domnul Șiloci, legat de lățimea prin anumite carosabile, prin anumite puncte. Dacă se spuneți că e 6 metri acolo, am amintit acum pe datele tehnice la un autocar Mercedes, are lățimea pământului tot 2,95. Și șoferul ar trebui să se încadreze în 10 mm, unul pe lângă altul, sau să închidă oglinzele și tot ar rămâne 2,55. Deci chiar e o problemă, măcar să vă uitați la zonele alea, cum zicea și colegul la Reducanu,
poate acolo, dacă am putea apate un pic proiectul, dacă trec două autocare și trec spre... Deci vorbim de Răducanu și Câțești, da, și da. Nu iau Roșiță. Acolo, și acolo trec două autocare spre Salina, sigur trec. Și v-am zis, m-am uitat la date autentice, lățimea cu totul organizat la unui autocar, merg și trebuie să-i 2,95. Deci vă dați seama, în ideea că ar fi curată la limita bordurii, ar rămâne 10 mm la șofer, ceea ce nu cred că e Niki Lauda sau Schumacher și să se încadreze așa, chiar dacă ar merge cu 30 la oră. E bine de văzut, cum spunea și domnul Șurăche, că acum până n-am bătut în cuie, în rest vă felicit, eu văd ca și constructor care lucrez în construcții, că lucrați frumos, repede, bine, dar să nu fie mai greu după aia să dăm și trotuare la o parte. E bine de verificat asta, vă rog. Mulțumesc. Da, domnul Mășuca? Da. Eu am câteva lucruri punctuale. Spuneți că pistele de bicicletă respectă un standard. Este adevărat? Da. În ce standarde de a pistelor de bicicletă ați văzut dumneavoastră că sunt stâlpe în mijlocul pistelor de bicicletă? În ce standard? Spuneți-mi, în ce standard ați văzut dumneavoastră că pista de bicicletă dispare brusc și trebuie să coboare pe carosabil? În ce standard? În ce standard le-ați văzut dumneavoastră că se împiedică intratul și ieșitul la acest un proprietar? Da. Dar acolo dumneavoastră, nu putem să facem un drum după fiecare acces la proprietate. Considerați că proiectul este greșit? Cadastrarea este greșită? Sau faceți și dumneavoastră greșeli de construcție? Întreb. Eu nu vreau să consider nimic. Nu vreți să considerați nimic? Bine, atunci nici eu nu voi considera nimic. Și voi spune așa, în momentul în care pista de biciclete și trotuarul va fi ca în Italia, ca în Germania, ca în Elveția, ca oriunde sunt standarde speciale făcute pentru asemenea sisteme, eu voi face sesizări la organele de drept până când vor veni și vor constata lucrurile care sunt neconforme. Sunt lucruri neconforme pe care dumneavoastră încercați să ne le băgați pe gât. Cetățenilor orașului Târgu Ocna. Orașul este al cetățenilor în primul rând, nu al celor care se dau bicicletă. Vă dau, pe strada Locotenent Sion. Cât spuneți că trebuie să fie standardul la trotuar? 6-30 de centimetri. Mergeți acum și măsurăm cu camerele de luat de drept să vedeți. Aveți undeva și o limită, aveți o proprietate, unde nu se încadrează nici drum. Atunci trebuia să vin minimum din drum. Proiectezi niște lucruri. În partea carosabilă. După aia ziceți că decidim minimum din cei 6 metri. Așa spuneți, nu spuneți că nu respectați standardele. Păi nu, noi respectăm partea carosabilă. Ce face cu stâlpile? Minim. Nu respectăm niciun standard. Aveți un standard, aveți minim și maxim. Da? N-am primit. De 3 luni de zile am cerut un grafic de lucrări, să vedem în ce măsură stăm. Eu lucrez în Moinești, mă lăsați să vorbesc? Da? Lucrez în Moinești și asemenea proiect are și Moinești. S-au apucat pe zone, au terminat zona, s-au apucat pe altă zonă, au terminat și zona respectivă. Ca să nu creeze un disconfort în tot orașul. Ca pe urmă să ne trezim că sunt țiri, nu le-am luat în considerare, punem negru peste verde, vorba unui fost primar. Da? Aici sunt problemele noastre. Ați deranjat tot orașul și dacă mâine... Cum nu? Nu. Întrebați cetățenii. I-ați întrebat pe fiecare... Când v-ați dus la cetățeni și ați turnat borduri în față, mari de care nu puteau să intre sau să iasă, nu v-ați spus problema că puneți captive mașinile înăuntru sau nu poate intra? Unde? Cine au rămas captive? În Tisești, de exemplu, au trebuit oamenii să-și facă... Nu există. Nu există cineva care să fi făcut el. Nu. Noi le-am făcut la toți. Da? Ar pus și da. Pământul ăla care vine așa pierdut ca să facă... Noi l-am făcut, da. Da. Frumos. Să știți că nu păi am... ca să aveți acces. Da. Da. Am înțeles. Dacă asta este... Dacă facem individual, pentru ce vrea fiecare, deci pentru ce vrea fiecare cetățean, cum vrea astăzi, cum nu vrea mâine, cum nu vrea poi mâine... Există un standard în care... Este organizarea propria noastră în funcție de... O intrare standard de... și dinspre proprietate. Nu există o intrare standard. Atunci cum va trebui să aveți standard, cumva accesul dat cumva din primărie, că aveți voi numai 3 metri, numai 4, numai 2? A zis că aveți... Nu, ne-am adaptat la accesul fiecărui auto. Accesii auto. Am înțeles. Nu vă puteți adapta și la lățimea străzilor să fie... Avem un minim, da?
Proiectul care s-a luat de plus a fost pentru valorificare turistică, da? Valorificare turistică și punctaj a fost creat în funcție de spații verzi, piste de biciclete, pe aici ați avut punctaj. Dacă nu aveați așa ceva, nu aveați proiectul ăsta. Decât să avem un proiect prost, domnule constructor, mai degrabă să nu avem un proiect deloc. Un proiect. Pentru că mai avem două proiecte proaste, proiect pe care nu ne putem folosi și la care cetățenii au plătit mulți bani, nu puțin. Este un proiect care respectă standardele. Bine, atunci nu vă faceți probleme, dați-l înainte. Da. Mulțumim. N-am și o întrebare. Statul la beton, cred, este de bordură care este? Ce e pentru bordură? Le-am trezit în la borduri, pe strada Oituz, a trăit după ce plouată, așa, e format tot. Uite la gândești, cu borduri toate. Spune 6 minute ce la borduri. Unde spune de borduri. Să uite cu găleata. Preotul cu aghiar, ca a văzut cu găleata. Așa, acolo, nu, acolo, nu știe, 16-20. Și o trebuie putea să spune. Cum? Cum? Nu, ce 16-20, da. Și chiar s-a pus și ce 30-37. Da, și după două zile pe la Uda, nu deja e făină. Deja e făină. Nu există. Am fost... Și la învățare, da. Puteți-mi la dispoziție, noi facem, dacă vreți, probe acolo, dacă, dacă probele nu ies să le plătiți dumneavoastră, dacă, ies, dacă nu ies să le plătim noi, dacă ies să le plătiți dumneavoastră. Că l-au dat cu găleat. Domnul Haideți să ne rog, dragi colegi, haideți să ne rog sistematic ca să eliberăm niște trece mai repede. Domnul proiectant, nu mi-a spus cum ați preluat și cum ați acceptat ca loc de teatru pisată să puneți acea umplutură de balastră? Nu am dat niciun loc. Care-i piatru? Deci concasatul cu acea piatră este corect ca să se folosească balast din roduși cu borduși și dar e concasat. Deci balast, piatră spartă și asfalt. Și este corect ca să pună piatră? Că este corect să se pună borduri și tale concasate. Asta unde aveți fuse? Aveți doar la accesele unde am avut completări la accesele. Domnul, pe trotuare, sub pistele de biciclete, ce ați pus acolo? Nu aveți. Ce nu? Deci aveți doar balast, care balastul trebuie, este un balast concasat. Păi și nu e ăla care l-ați făcut acolo, concasat, dar are niciun lucru. Nu aveți balast concasat, ci este în partea aia concasarea pentru de la betoane, ce-au fost borduri și astea s-au folosit doar la accesii. Mă lăsați să termin. Avea doar pe lucrări provizorii. Domnul director, haideți să fim. Lăsați-mă să termin cu domnul proiectant și urmați dumneavoastră. Nu vă credeți că urmați noastră. Dar haideți să lămurim. Cum ați preluat aceste borduri și lucrări? Asta e problema. Deci este corect. Asta vreau să faceți afirmația aici în fața camerelor. Că este corect ca să se folosească cei 20 centimetri sau cât sunt acolo la trotuar, să se folosească balast luat din troduș și cu dale și borduri pe casa. Asta se spune. Da? E bine sau nu? Balastul care trebuie folosit, da? E compostat 6400. De acord. Conform caietruisar și asta. Bun. Și dale și borduri concasate? Nu știu eu de dale și borduri concasate. Bun. Mulțumim. Acum. Dacă permite, domnule, dați să pun întrebările pe lipuri mai scurt și vorbesc cu literii mari. Mă să vorbesc cu literii mici și nu vreau să înțeleg. Domnul Costru, prima întrebare. Câte străzi și în câte orașe ați mai făcut dumneavoastră străzi? Dacă puteți așa să ne spuneți și nu-i secret din serviciu. De când sunteți director la patronul acestei firme. Dacă puteți ne spuneți atunci. Dacă ați mai făcut... Nu, dacă vreți să știm, dacă aveți un underground, dacă ceva care să vă evidențieze. Dacă ați mai făcut asemenea asta, dacă vreți să răspundeți, dacă nu mă întreb. Stați așa un pic, că nu înțeleg întrebarea. Întrebarea este dacă în portofoliul dumneavoastră de proiecte aveți înregistrat și un proiect de străzi într-un oraș, într-o comună, într-un sat, într-un comună. În comună, de acord. Bine, mulțumesc. Și acum întrebarea, domnule. Ați venit în orașul nostru. Foarte bine, mulțumim frumos, ați venit de la Neamț. La Bacău. La Bacău, unde ați venit? Foarte bine. V-ați organizat foarte bine. Domnul președinte. Haideți, nu mă întrerupeți, că pierdem timp important. Ați făcut o afirmație aici dumneavoastră, domnului președinte care a pus întrebarea, că dacă nu făceați afirmație, eu nu răspundeam, că la borduri se pune clasa C16-20, da? De acord.
a spus așa, a văzut că se plimbă pe străzi, că de-aia e consilier să nu pe străzi, a văzut că turna dintr-un cup sau dintr-o găleată pe betonul făcut uscat, cu găleata turna. Betonul făcut uscat nu există. Nu există? Nu. El trebuie să... Betonul făcut uscat nu există. Bun. Și atunci, e normal ca să toarne apă cu găleata pe bordură ca să se facă peste mortal, să facă priză? Vă arătați-mi că eu nu știu să nu spun. Nu cunoaște. Îți spuneam, atunci îl întrebam pe domnul. La bordurile sau? Nu, la borduri. No. Domnul dirigente. Pentru că domnul dirigente știe, lăsați pozele acum, domnul. Domnul dirigente, hai lăsați pozele, că materialele lăsăm ca probe după ce discutăm. Deci, domnul constructor, haideți să-i cerim permisiunea domnului dirigente să-i lasă să discutăm, că discută și tu de sui, medal. Am mai ales răbdare cu masă urmă. Domnul constructor, deci, la ce 16? 20. Face parte din betonul B250. Câtă apă trebuie? Nu știți noastră, lasă că vă spunem. 161 de litri, da? 280 de kilograme de ciment, agregate 04252, 08164400, 16315525. Dacă vine mașina aia și întoarcă, te pune acolo, domnul te-a văzut, vede pe toate. Pune bordura, da, pe bordura, pardon, pe uscat. Și vine dintr-un cup de apă. Și toarnă băiețașul ăla apă pe el. Și așa este după o săptămână, că m-au chemat și pe mine să văd. El se măcina așa cu mâna. Ăla e ce, 16-20? Vă să nu știți unde e, dar vă spun eu că așa este. Și atunci, dacă acolo trebuie la ce, 16-20, 161 de litri de apă, cum măsura băiatul ăla cu găleată să pună? Deci eu vă rog tare mult, asupra calității lucrărilor, să aveți mare grijă. Eu știu că nu-i sarcina dumneavoastră și este a beneficiarului prin dirigentele din șantier care sare la mine repede că fac politică fără să mă cunoască. Cum ați acumat de bine, domnul Șiroz? Domnul Roga mea, cum ați acumat? Nu mă recunoașteți. Nu vă grăbiți că vă intrați în masă urmață. Stați așa. Ca să era treaba dumneavoastră. Și atunci eu vă rog tare mult. N-ați intrat, n-ați venit aici în oraș. Foarte bine să câștigați. Dar faceți o lucrare să vă pomenim de bine, nu de rău. Și să treceți și noastră în portofoliu o lucrare într-un oraș. La comună, da, domnule. Acolo la comună ați făcut pentru prima dată drum, ați pus bordurile la 3, la 6, cum ați văzut noastră și cum v-a indicat domnul Brăcan. Dar aici acestea sunt străzi de 100 de ani. Eu n-am văzut încă să-mi dea răspunsul domnul Brăcan, dar poate mi-l va da vreodată, că la Oituz și la Răducanu, sub cei 10 cm de asfalt, se află piatră cubică. Și dânsul n-a trecut în proiect scarificare. N-am mai făcut străzi în orașul ăsta. Și am scarificat 20 cm. Și am compactat cu compactoare de săreau paharele doamnei Dumache din vitrină. Dumneavoastră aici nu aveți, nu compactați. Nu compactați. Deloc. Ca să nu sară paharele. Am făcut observații unor băieți și unui funcționar din primărie și a trimis repede o placă vibratoare. Nu știu dacă e bine. Nu știu dacă e bine. Noi nu vrem să sesizăm alte organe. Haideți, nu vă bateți joc. Faceți niște străzi să vă pomenim. Poftiți? L-ați sesizat, au venit. Păi dar dacă vin, bun. Și atunci, chiar vreți să prezentăm acum pe televizor pozele cu toamna la cugăleată? Haideți că vă facem firma de râs, nu-i corect. Vă dau eu două poze în particular. Domnule, am stick aici. Dacă mă să nu credeți ce spunem, noi punem stick aici. Eu zic că nu-i corect. Da? Și acum, ca să, domnule, eu știu că dumneavoastră aveți funcția noastră, dar reprezentanții care aveți aici să-și facă datorii. Și acum, îmi permiteți, domnule diriginte, sunt mai adresat noastră. Bun. Vă rog să spuneți și mie cu ce faceți dumneavoastră gradul de compactare și când îl faceți. La ce faceți noastră? La ce anume aveți gradul de compactare? La trotuare? La lucrurile care ne-a spus. La trotuare? Da. Nu se face. Ziceți, nu se face. Spuneți-le la care. Sunt făcute conform pe CCP-ul. Bun. Și ați făcut rău compactare? Da. Domnul Contru, stați încă de surmă. Doamne, stați un pic, acum să ne înțelegem. Dirigintele e a beneficiarului, da? Sunteți în concubinaș no. Toți? Haideți că vorbim separat. Nu propun altceva. Faceți în continuare reclamații. Eu n-am făcut. Domnul, dumneavoastră răspunde aici, consiliu, că am întrebări care vine bun eu. Și dacă vreau. Păi nu, dar spuneți-mi ce practic compactarea a făcut. Nu, dar m-am întrebat. Dați-mă la pupila din care din Domnul cât e de la pupila ați făcut? Veniți frumos. Chemați în continuare ISC-ul și unde să mai nu chem eu, am chemat ISC-ul. Da, ISC-ul l-a chemat. Domnul, plătiți de cetățenii Uniunii Europene, este conform sau neconform, dacă este la standardele de acolo. Domnul Ciucă,
Arătați-i în regulament. Sunt. Domnul Virgin, dumneavoastră, cu cine aveți contract? Cu primărie. Primărie, de acord. Și atunci, eu când vă pun întrebări dumneavoastră, dumneavoastră răspundeți constructorului. Sunteți plătit să verificați lucrările din punct de vedere calitativ și cantitativ din partea beneficiarului sau constructorului? Știți să-mi spun. Ziceți-vă, nu, dacă s-au aici. A beneficiarului, da? Noi suntem reprezentanții cetățenilor din Târgu Ocru. Deci dumneavoastră trebuie să fii cu voi alături și să facem o lucrare cum trebuie, da? Nu spune dumneavoastră mie să faceți sesizări. Nu știu pe ce vă bazați. Nu foarte bine ce fac. Nu. Da? Domnul. Dar eu nu pot să particip la astfel de lucruri tendențioase spuse pentru a se face orice... Domnul, vreți să vă arăt poza aici cu cupă, știți? Faceți, domnul. Dar va fi făcut doar la ce-o fi acureți, domnul dirigent, haideți să ne înțelegem. Deci, răspundeți-mi la astea. Dacă ați făcut gradul de compactare, când și cu cine? Dacă puteți să răspundeți. Este făcut cu proiect. Este făcut. Bun, bine, mulțumesc. Așa. Și acum, dacă dumneavoastră la betoanele care le-ați adus, aveți certificatul de conformitate și toate documentele care le trebuie. Bineînțeles. Sunt, da? Bine. De acord. Bine. Atunci spuneți-mi, este cum vă explicați betoane, că... Este de acord. Bun. În hârtie este. Cum vă explicați dumneavoastră că, așa cum spunea domnul consilier, și din păcate am văzut și eu și mai mulți consilieri, că sub bordură, la 6 zile sau la 7 zile, cred, după ce s-a turnat, se luă betonul așa cu mâna. Dar cu capul durerii sau ce? Nu, să fie unii par, la par. Par. După orice ori, după ori. Cum e așa? Cum? Și după ori. După ce o gândești cu ori. Consilie, dacă rude asta, cum mai e? Domnul președinte, da, dacă vreți să mai dați răspunsul la ceva, mă întrebat, dacă nu, haideți, vă rog frumos, nu a venit nimeni, domnul Ciuc e puțin nervos, e fiul meu, dar dacă eu îi spun să nu fac reclamații, nu va face. Dar nu ne luați așa că v-ați întâlnit aici cu niște oameni care nu știu nimic, da? Și spuneți noastră că respectăm normativele, standardele și nu știu ce. Haideți, vă rog, să discutăm fiecare parte. Fiecare problemă ridicată și eu cred că se găsesc soluții așa cum s-a găsit de-a lungul anilor la toate problemele care au fost, că am mai făcut străzi, mai multe decât ați făcut dumneavoastră, domnul director de la drumuri, și da, cu toate ne-am înțeles și sunt probleme. Dar domnul Gana, din păcate... Dar făcut împreună, dacă ați făcut cu mine... Păi l-ați făcut, dar nu l-ați făcut, dar ați făcut. Domnul Gana, nu că am uitat. Dar nu făceați ce faceți aici. Nu s-a turnat din Cuba apă, domnul. Veneau din... S-a turnat din Cuba apă? Nu, de ce nu mă fac? Domnule, dar vreți să-ți arăt cu coapă? Nu scuze, dar nu se face nici pe stadiu, nici pe... Domnul Ganea, nu ați lucrat așa. Nu s-a făcut. Domnul Ganea. Nu s-a turnat apă din Cuba atunci. Nu s-a turnat apă din Cuba. Venea betonul de la stații cu certificat, da? Dacă ați făcut așa, e greu. Și așa, așa, așa. Deci eu nu știu... Verizonul de ceva și cum o bucătărea să-și face este pe domnul care și-a dat chiar să-ți ceva de mână și cu lumea de vedeți. Nu vreți să vezi cum se fac din tot, să nu vreți. Eu vă mulțumesc pentru că ați înțeles mesajul nostru. Eu rog și... Nu cred. Ia, domnul. Nu cred, nu cred. Am lucrat. Da, bine. Eu, dacă vreți să mai spuneți. Uitați-vă, domnul Ianuș a ieșit la pensie constructor și dânsul a văzut. Și poate să vă spun. Domnule. Am fost pe teren și am observat exact cele spuse de domnul Ciochi. Așa. Am băgat mâna sub bordură și am tras ce s-o turnat. Că nu știu ce s-o turnat. Adevărul nu știu ce s-o turnat. Sunt toate rătii. Și am zis, și am vorbit, am eu dacă bag piciorul puțin în presență, așa, e cald. Să duce. Da. Nu se poate. Deci, în concluzie, faceți ce doriți dumneavoastră, dar eu cred că la cât s-a muncit pentru acest proiect și de câte ori în Consiliul Local s-a discutat acest proiect, la cofinanțarea pe care o plătim noi, chiar dacă sunt bani europeni, ar fi păcat ca la terminarea lucrărilor să nu ne strângem mâna, să nu mulțumim constructorului, să mulțumim proiectantului și eu personal îi voi mulțumi dirigintelui de șantier atunci când va face lucrări, așa cum făcea și atunci când am fost dirigent de șantier. Mulțumesc! Ai ceva întrebări?
Ceea ce încheie acolo. Haideți, zic și-o câteva cuvinte. Aș făcut de la început să intre pe oaspeții noștri care sunt construcă, proiectat și ținte de șantier. Cu ce probleme se confruntă în afară de reclamații, sesizări. Mă gândeam la disconfortul care e normal să se creeze cetățenilor, dar păcat că asistăm la între frații acum bătaie, știți, probabil, dar sunt convins că și dânșii își doresc ca să ducă la îndeplinire acest proiect, care este un proiect destul de mare și care va prinde bine pentru oraș, că suntem oraș turistic. Într-adevăr, apare acel disconfort cu strântorarea străzilor, dar și noi suntem de așa natură încât vrem pe o stradă de 6 metri să facem și pentru autoturism de 6 metri, vrem și pista de biciclete, vrem și aia. Era bine ca în proiect să fi prevăzut pista de biciclete pe străzi, ne-ar fi permis acest lucru, dar probabil că proiectul nu ar fi putut accesa, fi accesat. Aici vreau, cumva să înțeleg că împacă și capra și varza și încercăm să avem ceva în oraș, la limita unor stasuri. E bine că și colegii mei sunt pretențioși și e normal că doar o fac pentru calitatea lucrărilor și dumneavoastră din criticile acestea să găsiți cele mai bune soluții pentru iar asta de a face reclamații și reclamații și reclamații înseamnă o frânare a lucrărilor. Cred că trebuie să venim în sprijinul executării unui proiect de la început până la final să ne bucurăm de el. Orașul are nevoie de străzi, are nevoie de turiști, suntem stațiune. Vă mulțumesc, frate. Da, ca să public, ca să nu zic că domnul Șilogic era singurul care așa, mi-a spus că în perioada aia când s-a făcut proiectarea la șpice primar. Da, și ce da. Era bun asta? Nu e bine că avem acest proiect, da. Doar că e, odată ajuns în teren, apar fel și fel, fel, și fel de situații. Iar noi, oamenii, singur. Suntem puși ca da. Să corectăm, da. Să avem le atacăm la vremuri, la care suntem. E mai bine să nu da, faci. Deci să înțeleg că mai bine să nu faci, că e mai ușor. Nu, faci atât, da. Nu contează. Este, este mai greu să faci, a. Să acumulezi multă muncă, mult studiu și mai ușor să critici. Este foarte ușor să critici. E atât de ușor pentru că e mai greu să muncești. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Cadar, mi puteți spune când terminați o stradă, să vedem cum arată la final. Bună, că te una nu poate fi într-un 100% terminată o stradă, pentru că avem etape, cel puțin din punctul nostru de vedere, nu aveți cum să aveți 100% gata. 1. Ultimul strat de asfalt noi îl vom face ultima dată pe toate străzile concomitent. Pentru că noi avem, noi vă dăm o garanție, o să creăm, nu o să creăm disconfortul accesului, pentru că asta avem și un contract, da? Noi nu trebuie să creăm disconfortul accesului la proprietate. Adică, până acum, noi nu am modificat, să zic așa, structura carosabilului, îngustarea lui, da. Pentru că era din punctul de vedere al condițiilor de siguranță de trafic, nici unul nu era bun. Nici unul nu avea pantele necesare asigurării siguranței de trafic. Nici unul. Da, zicem noi, pentru că altfel nu s-ar vedea diferențele de bordură dintr-o parte și cealaltă a carosabilului. Să înțeleg că nu, nu, până la sfârșit, până la terminarea lucrărilor. La terminarea lucrărilor veți vedea lucrările finalizate. Le-ați început așa pe toate odată? Nu le-am început pe toate odată. Străzi la străzi. Am început doar 40% din ele. Strategia de deci nu... Doar am întrebat. Pentru că lucrările care le-am început noi, da, în momentul de față, adică parte de borduri, parte de piste de biciclete. Sunt lucrările care iau cel mai mult timp și întâmpinăm cele mai multe probleme. La asfalt, din păcate, din fericire, durează foarte puzin. Da? Asfaltul e imediat simplu să așternem, da? Avem cotele bordurilor, avem tot. Totul este creat pentru a putea face așternerea de asfalt. Care 10.000 de tone, se toarnă 1.000 de tone pe zi. Da?
faceți un calcul, vedeți cât este. Da? Deci nu e aia o problemă, doar celelalte lucrări care sunt conexe, celelalte sunt probleme. Și din câte ați văzut, am găsit gaz la 10 cm, am găsit apă, am găsit canal, am găsit pluvial nefuncțional, am găsit foarte multe probleme. Da? Să facem compactare? Căutăm să le rezolvăm. Nu pot face... Dar păi unde fac? Dar și nici nu am lucrat acolo unde așez gazul așa. Nu am lucrat. Vedeți că este făcut numai pe o singură parte. Așteptăm alte chestii. Eu trebuia să zic că puneți-ne totul la dispoziție. Sunteți, faceți parte toată lumea din Consiliul Local. Sunteți aleși și acestei urbi. Dar puneți-ne totul la dispoziție. Noi nu avem totul la dispoziție. Dar încercăm... Dar încercăm să le rezolvăm. Ar fi fost mai simplu ca eu să vă să umplu primăria asta cu toate hârtiile care le aveți dumneavoastră în față. Pentru că avem loc de a face lucrul ăsta. Dacă vreți, putem să facem și pe asta. Și vi le punem și vă zicem când le rezolvați. Noi venim să lucrăm. Este mai bine dacă lucrăm așa? Eu asta este întrebarea care vă adresez. Este mai bine? Spuneți-mi și eu așa voi face. Este mai bine? Sau închidem străzile. Căutăm să facem cu pași mărunți lucruri care se pot executa. Ca să puteți să vă respectați parte de contract de finanțare, să nu aveți penalități, să nu ajungeți pe ultima 100 de metri, chiar dacă s-au blocat străzi care nu le putem executa, căutăm să găsim soluții. Am întrebat la CRAB ce putem să facem, să ne punem la dispoziție planul de execuție al conductelor de pe străzile respective. Urmează să le primim ca să găsim un plan. Dar putem să și blocăm. Dacă asta vor, nu știu, parte politică sau... Nu discut despre chestia. Discutăm doar de ce se poate face. Atât. Oare l-ar duca la tot remunțul aia? Unii s-au tăiat din greșeală mai mult? Nu s-ar tăia din greșeală. Undeva cum ești un gău? Domnul nu s-ar tăia din greșeală. Se poate pune jumătate. Așteptăm să fie făcute gabaritele pe strada respectivă. Pentru că... Dar bordură te bază. E bordură. Ați fost și ați văzut acolo că am schimbat de două ori bordura? Da, acum am fost un lăgăie, două ori să finalizăm. Mai durează câteva zile și da. O să finalizăm. Da, să revolviam în gaura aia. Să circule cu 30 la oră. La atât și doamna prezint? Pot eu? Și doamna da. Prezint la oră? În orașul acum am biciclești. Și stau în zonă rezidențială în Bacău, circul mai puțin de 30, pentru că știu că sunt copii. Și am copii, de educații și la rândul dumneavoastră, și cât sunteți consilier, educații să meargă cu 30 de ani. Dar nu mă trec și... Păi stați și dumneavoastră pe stradă și ziceți că circulați mai încet. Nu vedeți sub bordură niște mașinilor și o bagaj. Educați două tiruri care nu pot încăpea un în cap de acolo două tiruri, pentru că au încăput camioanele mele care lucrau și celelalte autoturisti. Facem experiment. Nu încapem un tir și un autoturist. Facem. În față la poliție. Facem. Da, mai aveți undeva. Dar de ce aveți circulații de tonaj acolo? Cât aveți restricția de tonaj? Cât aveți restricția de tonaj acolo? Sigur? Sigur. Da, trebuie să aibă restricții pe celelalte. Eu vă zic sigur. Cred că doar prin mai rău și să aveți, nu aveți restricții. Dar în rest aveți restricții. Pune și pe pol camioane, nu e chiar așa. Ca urea sesur. Asta e altă problemă. O mică întrebare. În zona centrală, când preconizați că vreți să vă apucați? Zona centrală... Piață, ceea ce înseamnă în fața acolo primului. Așteptăm ceva legat de pluvialul care l-aveți dumneavoastră existent și urmează să ne apucăm de el. Cred că undeva săptămâna viitoare, luni marți, să vor primi planurile respective și cred că atunci... Pentru că noi am căutat să decoperdăm tot, să ne apropiem cât mai mult. Nu am nici creat disconfort, să zic, ca persoanelor care au magazine sau ce au, am creat niște, să zic, alei și breșe ca să se poată circula. Am împrejmuit, am văzut că unele s-au mai dat jos voit. În fine. Dar ne adaptăm. Adică, referitor la asta, căutăm să vedem, să găsim poate soluții
ca până la sfârșitul lunii sau jumătatea lunii septembrie, să vedem în funcție de anumiți factori. Și de cum aveți trafic, că am înțeles că în zona de, în luna augustie, un trafic mai mult și nu vrem să-l perturbăm. S-a circulat în felul ăsta, pe același timp, nu a modificat asfaltul care a fost existent. Se poate circula pe el. Noi credem și zicem că anumite străzi care sunt de trafic mai, mai mare, să le putem să le facem, să le dăm circulații normale. Adun ceva? Concheiere, eu cred că toți din această sală și numai din această sală și toți ceilalți factori implicați, ne dorim ca acest proiect, această investiție, această finanțare să crească capacitatea și calitatea orașului Târgu Ocna, atât în primul rând pentru locuitorii din oraș și apoi pentru turism. Și acasă, sau faptul că șantierul se desfășoară în același amplasament și cu proprietăți rezidențiale, cu căi de acces, cu tot ce înseamnă asta, este foarte, foarte, creează această stare de emoții, această stare de tensiune, această stare de nemulțumire. Cred că dacă am fi fost undeva într-un șantier în spatele unor garduri, puteam să, când se construiește o clădire sau ceva, acolo șantierul poate să desfășoare altfel. Eu vă rog, și ca toate problemele pe care dumneavoastră le sesizați în calitatea de consilier și de aleși ai să comunicăm, noi avem niște, așa, în mediul acesta virtual, niște canale de comunicare în care suntem implicați toți. Toată echipa de managementul de proiect, tot reprezentanții constructorului, avizatorilor, finanțatorului, reprezentanților gaz, apă și toate astea. Și permanent comunicăm acolo. Pentru fiecare problemă și pentru fiecare situație. Ne-am dorit și eu am fost optimist și sunt optimist și așa mă gândeam și eu. Cum gândesc și dumneavoastră că bă, o să fie două luni de zile, trei luni de zile, poate o stradă, poate două, poate trei, gata. Nu avem nici cea mai mică dorință ca să obstrucționăm lucrurile și facem tot ce ne este putință necesar la instituțiile și societățile care sunt implicate acolo să grăbească lucrurile. Dar, din păcate, fiecare își rezervă dreptul de a-și utiliza legislația pe care o reprezintă. E-ONU pe partea lui, cu gazul, E-ONU pe partea lui, cu electricul. Chiar credeți-ne că ce ține de noi, facem tot efortul să terminăm mai repede. La piațeta de aici, din piațeta centrală, am amânat luarea deciziei să o punem la dispoziția constructorului din motivul principal că suntem o localitate turistică. Suntem o localitate care în jurul nostru aici sunt unități de alimentație publică cu dedicație specială pentru locuitori și pentru turiști. Dacă mai accesam și decopertam toată piațeta sau parte din piață, chiar nu poate fi decopertată cu jumătate de măsură, că trebuie făcută infrastructura, creăm și mai mare disconfort. Și atunci, dacă reușim și scoatem și degrevăm puțin localitatea în partea carosabilă, să venim după aia cu toate forțele să atacăm aici într-un extra sezon. Fie în toamna asta, funcție de vremea care o avea, sau fie în toamna. Emoția mea și cred că și a dumneavoastră și a constructorului este ca să ne încadrăm în parametri de timp. 2023 curge repede, sau 2022 și 2023 curge. Mai avem și în parcul măpără. Mai traversăm și o iarnă. Mai nu știm cum evoluează lucrurile. Vedeți, de la lună la lună apar acte normative. Asta este un lucru extraordinar, pentru că la ora actuală, dacă guvernanții nu ar fi înțeles că este o mare provocare sarcina constructorului să se încadreze în prețuri, și iată că în ultimele două luni, trei luni, au avut trei acte normative succesive care modifică și tot încearcă să reglementeze problema prețurilor. Fiecare ducându-se în spate cu legislația europeană, guvernamentală și toate alea. Și aceste formule de calcul nu și le dorește nimeni să le actualizeze. Vedeți și am venit în Consiliul Local cu tot felul de lumea. Cum a apărut o propunere sau un recalcul, am venit să, și cu ședințe de Consiliu extraordinar, tocmai ca să nu blocăm sub nicio formă investiția. Asta ne dorim. Eu vă mulțumesc, în primul rând de constructorului, ca ales constructorul, proiectantul și dirigintele de șantier, că au răspuns invitației noastre și cred că, așa cum a spus și domnul Șilochi și cum a spus și domnul consilier Drăgăruță, să fim optimiști și să ne bucurăm de această investiție. Da, domnule. Mulțumesc. Da, mulțumesc.
Dar eu mă bucur că până la final au înțeles și partenerii noștri că noi cei din Consiliul Local nu dorim decât proiectul să se demoleze în condiții modificăm mai bune. Acum, modificăm cât mai bune. Mă bucur că au sesizat și răspunsul postului este mai receptiv decât domnul Țelețar. Și împreună vor găsi soluții pentru acele probleme că s-au ridicat aici. Răduca, numai Roșința. Haideți să le luați. Că domnul Marca, să ziceți să comunică. Cum să comunică? Trebuie să țineți cont de ceea ce spune noi. Și ceea ce spun cetățenii. Și haideți să găsim asta soluții. Asta cu cetățenii a luat-o de la finul dumneavoastră. Nu haideți că eu nu sunt de acord cu domnul Măciucă că va sesiza toate instituțiile abilitate. E ușor să anunț și inspecția și... Haideți să nu facem așa. Haideți întâi să găsim soluții aici, pentru că toți suntem interesați să terminăm acest proiect și știm toți termenul 2023, decembrie, și știm toți că sunt neeligibile și eu rog și constructorul să mai țină cont de Consiliul Local, că aici se va dezbate plata cheltuielor neeligibile din proiect. Și eu nu cred că împreună nu vom găsi o soluție și pentru lucrările care le facem. Deja are o grămadă care a făcut până acum ce nu sunt întrecute în proiect și domnul proiectant să fie flexibil și haideți să ne mai întâlnim sau undeva să le adunăm, domnul primar. Haideți să găsim din compartimentul dumneavoastră de specialitate. Hai să luăm fiecare propunere a fiecărui cetățean. Eu vă spun că nu este posibil să muncești din 2016 la acest proiect și acum în loc toată lumea să fie mulțumită și să nu auzim decât cuvinte de laudă. Toată lumea nemulțumită. Și nemulțumirea constă și prin comportamentul pe care îl are constructorul cu cetățeanul. Sigur, nu are timp constructorul să stea cu fiecare cetățean. Dar să stea cu cineva din vorba acolo și să-i explice două cuvinte, cred că da. Și la fel vă rog și compartimentele de specialitate ale dumneavoastră să termini fraza, așa e proiectul, l-am preluat de la celălalt primar și am terminat și atunci nu mai are nimeni. Vă rog tare mult. Și atunci orice observații, hai să găsim soluții. Cu o bordură mutată 10 cm mai la stânga, mai la dreapta, se poate face. Și domnul proiectant va accepta și chiar dirigintele de șantier va semna și nota de constatare și dispoziția. Și atunci putem să mergem mai departe. Da, mulțumesc că ați venit, ați ascultat și părerea noastră și mai ascultați-ne că în final, v-am spus, sticla de șampanie o să o dea constructorul ca de fiecare dată și noi să o vedem cu toții ca și eveniment deosebit petrecut în comunitatea noastră. Doar o singură precizare, mai fac și îmi cer scuze. Până la această dată, noi am făcut toate diligențele necesare și am obținut avans de la finanțator, de la Uniunea Europeană, în limite legale. Adică am cerut în primul 10%, între timp s-au schimbat altele normative și mi s-a ridicat până la 30%. Până la această dată, de 2-3 luni de zile, 4 luni de zile, constructorul a lucrat pe cheltuiala sa și a creditat această plata simplă, prima plată s-a făcut vinerea trecută, deci de mâine într-o săptămână în urmă, când am plătit 1 milion, nu? 980. Care aveți pe lucrările pe care avem doar până la executate. 1 iunie. Adică asta ne dă totuși încredere că totuși constructorul are o capacitate, are un cash flow ca să poată să deruleze lucrări. Nu am lucrat cu avansuri, nu lucrăm cu avansuri, nu lucrăm cu situații de plată. Azi am pus două dale, mâine cerem. De-aia zice. Facem un front. Nu avem nimic împotrivă. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește ca să facă parte din grupul de comunicare pe care l-avem creat la nivel de funcționalitate, dar doar la nivel de comunicare și asta, și nu să acolo sunt discuțiile, cum se cheamă, tehnice și astea, și să nu ajungă în toate mediile și în toate, pentru că poate uneori acolo se lucrează sub o presiune și hai repede, s-a spart conducta, vină repede, nu avem nimic împotrivă. Suntem cu toții pentru acest, pentru a găsi soluții concrete. Astăzi am fost împreună cu toții pe strada Podei. O situație foarte complexă. Acolo avem podul pe capăt. Podul, ca să fie realizat acolo, trebuie să intre niște utilaje de mare capacitate. Nu au cale de acces unde să le întorci, deci ar trebui să facă marș cu spatele și cu încărcătura până la pod. Linia de înaltă tensiune nu permite ridicare de macara și de toate celelalte pătrubinele. Și astăzi ne-am uitat acolo în împrejurim. Ce soluție avem să tăiem un drum și să facem un drum din proprietățile unor oameni care vor fi dispuși să ne dea voie să amenajăm un drum, cum se cheamă, un drum de acces, da, ca să ieșim în strada aia, ca utilajele să poată intra, ieși. Poftim? Uitați planul Măgoba. Păi, că nu ai unde, geografic. Geografic. Și e un pod foarte important. Acum e uscat, nimeni nu-și dă seama, dar ăla are 4 metri adâncime, șansul ăla acolo, capacitatea. Ia-i să-i.
Asta ne dorim cu toții. Finalul să fie un final plăcut pentru toți. Vă mulțumesc. Da, mulțumim domnului dirigente, domnului constructor, domnului proiectant și ați venit cu rugămintea, dacă nu o dat la două luni, vă așteptăm și pe aia. Să-și muncească oare. Și să mai trebuie să se întâmplă. Da, la două luni, la trei ani. Mai facem. Mai facem. Să colipsească și intru în politică. Dacă vreți să ne facem lunare ședințele noastre de lucru, veniți acolo cu mare plăcere. Ar fi mai am venit odată, am dat, să facem am dat fără nicio problemă, acolo să venim. Bine, domn președinte. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim. La revedere. Da, păi hai să începem cu a noastră, domnul Gheorghe Ferin. Botez. Trebuie drepturi. Povedare. Să mă ridică cu două picioare. Da, și la voastră. Vă rog, doar puțin, dacă păstrăm solemnitatea momentului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și în precederea mea. Pentru binele locuitorilor aș trebui. Așa se numește Dumnezeu. Deci. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce sunt în puterile și în începerea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu. Așa să mă ajute Dumnezeu. În gest colectiv. Aviz favorabil, 7 voturi pentru. Discuții? Cine este pentru? Așa, ca să știe, domnul Pelin este la Comisia Economică și domnul Pelin la Urbanism. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 9, din 28.1.2021, cu privire la desemnarea reprezentantului orașului Târgu Ocna în adunarea generală a acționarilor, asociației comerciale, compania de utilități publice Târgu Ocna, S.A. și aprobarea contractului de mandat. Inițiator primarul al Târgu Ocna, Comisia Juridică. Comisia a avizat nefavorabil, 4 abțineri și 3 am votat pentru.
Păi, da. Cei care au votat abțineri, dacă trece încă... domnul... Nu erau banii dați încă și nu puteam să... Domnul Barna. Păi nu, ne referim aici la... Da, nu avea, dar nu, da, nu erau păsiri la ora aia. Marc nu erau păsiri. Ah, doar din punctul ăsta de vedere. Exact, de, exact. Nu. Da. Deci nu erau niciun păsiri și nu avea păsiri în banii dată, nu avea. Și în hotărârea... Da, și în fond de vedere... Să înțelegem că astăzi suntem de acord. Astăzi suntem de acord. Avem cotirile cu jocul depus validat, dar nu avem ce treabă. Nu de altă, dar uite ce frumos sunt în cală de domnul Velin. A, mă gândeam că domnul Marius. Comisia juridică a venit. Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Se abține cineva? Ceva împotrivă? Ai uitat de vot. După ședință o să vă prezint și contractele pentru semnare. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 10 din 28.1.2021 cu privirea desemnarea prestatelor orașului Târgu Ocna în adunarea generală a asociaților societăți comerciale cu tip Consiliu CSRL și aprobarea contractului management. Comisia juridică. Comisia a avizat nefavorabil, au pus 4 abțineri și 3 am votat pentru. Această situație a fost. Altceva obiecțiuni? Cine este pentru? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 94 din 17.12.2020 privind programul de audiențe pentru membrii Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, al județului Bacău. Inițiatul primarul orașului Târgu Ocna, raportul Comisiei Publice. Comisia a avizat nefavorabil, 4 abțineri și 3 au votat pentru. Îi rog pe cei 3 consilieri cei care au votat pentru data și intervalul orar în care vor... Am înțeles de ce acum am fost avut nefavorabil. Așa cum am spus și în raportul de specialitate, membrii Consiliului Local au obligația să stabilească întâlniri periodice cu cetățenii, iar la finalul fiecărui an de mandat se redactează un raport de activitate. O parte din membrii Consiliului Local au stabilit audiențe o dată pe lună, fie la începutul lunii, fie la sfârșit. Azi consilierea o dată la 3 luni, programul de audiență stabilit. Deci, cum ziceți, aș vrea să-mi spuneți ca să pot... Vreau și de ședinte. Ma? Ma? Ca să putem vota. Da, știi care sunt. Nu contează, ci până la urmă, nu știu. Prima zi, problema este să fie acea zi, ceilalți. A doua joi din lună, nu știu, cum vei să lasă mai comod. Părerea mea, domnul Curin, ar fi să rămână același program, pune în locurile vacante, a fost vacante, locul domnul Mărcuri, miercuri sau și domnul Grozan, cum a avut, ca domnul Pașe. Dar acolo se va... E treaba. Da. Da, rămâne pe locul vacant. Și doamna Dumaghe, sunteți de acord? Da, da. Să nu văd papa. Da. Să rămân pe locul vacant? Da. 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 Cum era să fie un practic al ustei. Bine, atunci am să verific programul de audiențe și am să trec în hotărâre exact. Și așa am să vă anunț exact ziua de audiențe care... Ulterior, noi facem și un grafic exact în zilele în care dumneavoastră veți ține audiențe către cetățenii mari. Da. Cine este pentru? Dar fie cineva, cineva împotrivă, o anumitat. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur și a spectacolului aniversarul Viața Împreună în data de 15 august 2022, inițiator primarul orașului Târgu. Raportul Comisiei Juridice. În cadrul Comisiei am primit un amendament formulat de către consilierii locali USR. Da. Atunci, dacă vreți, dacă vreți ca inițiator... Au fost, pentru acest material, au fost depuse două amendamente. Unul în data de 26 iulie, care l-ați avut și la Comisie și l-ați dezbătut, care presupune alocarea sumei de 27.000 de lei pentru organizarea acestui eveniment.
iar pentru sprijinul acordat persoanelor care primesc cei 50 de ani de căsătorie, 750 de lei pentru partenerul în viață și 400 de lei pentru soțul sau soția supraviețuitoare. Astăzi am primit din nou un amendament formulat de consilier PUSR, PNR, AD și PR, care sună în felul următor. Pentru cei 50 de ani de căsătorie, alocarea sumei de 1000 de lei, 12.000 de lei pentru organizarea spectacolului aniversar. Da. Da? Și 1.000 pentru persoana care este singură. Și 1.000 pentru persoana care este singură. Eu ascult și hotărârea din anul 2012, când a fost prima dată, au fost alocat 40.000. Atunci, 500 de lei exact pentru cuplu. De 10 ani de zile, tot s-a întrebat la prima hotărâre a fost în 2012. Da, l-am trimis pe WhatsApp, pentru că astăzi l-am trimis. Da, dar noi le-am pe WhatsApp. Nu este vina mea că nu am uitat. Toți membrii Consiliului Local sunt pe WhatsApp, pentru că a fost creat de mine. A, păi dar domnul Jutier. Și m-am gândit că, din câte știu, numai dumneavoastră ați ieșit din platformă, restul membrilor Consiliului Local sunt, o să introduc și pe noi consilieri, ei într-adevăr nu sunt. Da. Deci vă rog să vă, dacă domnul Bana vă retrageți... Da, primul amendament și rămâne să luăm cum. Atunci vă rog să luăm în discuție cel de-al doilea amendament depus de grupul de consilieri. Cine este pentru? Asta e la comisie. A, comisia... Haideți să luăm un dezbatere în cadrul comisiei juridice, da? Deci consilierii locali care fac parte... Comisiei pot retras. Și acum s-a dezbatere. E al doilea amendament. Deci, primul amendament, domnul Consiliu Ioan a zis că l-a retras și locul lui a promovat un alt amendament care spune așa, alocarea sumei, spuneți la mătă și sufa, da? Alocarea sumei de 12.000 de lei pentru spectacolul viață împreună, iar pentru cupluri, în funcție de numărul de cupluri pe care se are, 10.000 de lei, 1.000 de lei, atât pentru cuplurile care împreună au din 50 de ani în timpul vieții, cât și pentru persoana care, din păcate, a rămas singură după ce cuplul respectiv a împlinit cei 50 de ani de căsătorie. Deocamdată nu avem un astfel de caz. Din evaluarea pe care am făcut-o astăzi, avem 23 de cupluri care, mă rog, sau 22 care s-au înscris și care ne-au semnalat că anul acesta împlinește 50 de ani de căsătorie. Termenul pentru depunerea documentelor este 12 august, deci este posibil să mai avem câteva cupluri care află de acum acolo că trebuie să depună niște documente și să prezinte la primărie. Doamna secretar general, având în vedere acest amendament depus ulterior, eu, foarte pe scurt, propun membrilor comisiei juridice supunerea la vot a celui de-al doilea amendament. Și am venit și cu un aviz. Și am uite dacă într-o minut. Deci, propun comisiei juridice și administrație publică. Cine este pentru amendamentul propus de către consilierii USR? Cine este pentru? Avem un vot. 2, 3. Domnul, doamna, 4. Și nu este Robert. 4. Ok. Cine este pentru? Pentru amendamentul propus de 5. Ok. Cine se abține? Eu mă abțin aici. Oricum, comisia a avizat favorabil. Rămâne să-l întrebăm pe Robert. Da. E doar de putin. Comisia de urbanism, vă rog. Colegi de la urbanism, da? Suntem 4. Cine este pentru amendament? 1, da? 2. 2. Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu, două pentru, două abține. Mulțumesc. Comisia economică. Dacă aveți 3. Domnul Ciure, cum ați votat amendamentul ăsta? Pentru, da? Ați votat pentru, dar... Deci Comisia de Urbanism încă o dată. Amendamentul... Propus de USR. Da. Pentru, da? 3 pentru și 2 abține. Da. Deci a fost favorabil. Comisia de Urbanism. Să înțeleg acum când ne-a spus într-o derută totală. Primul amendament pe care noi l-am avut la Comisia de Urbanism a fost 750 cu 400, da?
Înțeleg că dumneavoastră v-ați retras acest amendament. Da, și am depus. Deci nu normal să vedem și poziția executivului în nouă condiții. Noi putem propune, domnișoara secretar general, putem discuta amendamentul fără să vedem poziția executivului. Executivul trebuie să punctul de vedere imediat. Păi, nu, dar să-l exprime și apoi, pe eu la comisie trebuie să am și punctul de vedere al executivului ca să pot să discutăm. Sunt, nu sunt, că așa s-a propus 750 și foarte bine și am fost de acolo și de acum 1000-1500 și... Haideți să vedem ce... Am înțeles. Hai să vedem dacă s-au prevăzut banii și ce spune executivul. Și dacă sunt, cine nu dorește să mă rimbă la 50 de ani de căsătorie? Că acum și-a ajuns și eu. Și numai cine a plinit 50 de ani știe ce e problema. Că în căsătorie primii 25 de ani sunt grei. Ceilalți să vedeți cum sunt. Dar știți ce întrebare îmi pun eu? Eu are mai plin? Da. E treaba ta dacă... Dar nu e așa. Ce faci? Și atunci cine n-ar dori? Cine n-ar dori să dăm veteranilor noștri această sumă? Domnul Mărdeu, mai un pic și-a fost. Dar haideți să vedem un pic, înainte de a ne pronunța, care este poziția executivului și să vedem dacă se poate, de acord să dăm dublu, triplu. Vă rog. Și apoi ne pronunțăm. În Comisia Economică noi luăm lucrurile în serios și le dezbatem, că e vorba din bani aici. Întotdeauna când s-a dezbătut în Consiliul Local diverse aprecieri pentru diverse situații, fie că au fost pentru seniorii noștri din oraș, părinții sau bunicii noștri, fie când a fost pentru premierea elevilor premiați, fie că au fost alte situații când au fost premiați alte și alte categorii, s-au făcut diverse dezbateri în Consiliul Local, este adevărat fiecare formă încercând să își exprime, cum se cheamă, aportul și faptul de a crește aceste sume. Cu toții ne dorim ca toate categoriile din oraș să primească diverse stimulente, diverse recunoașteri, diverse merite, sau ce am mai avut înainte când am omagiat persoane care au ajuns la venerabil la vârstă de 100 de ani. Bugetul local, pe care l-am aprobat în unanimitate, are niște capitole. Și noi ne dorim, într-o zi reprezentativă a comunității, de, și este o aniversare cu repetitivitate. În fiecare an, odată cu zilele orașului, cu Sfânta de 15 august, de zilele orașului, să fie această manifestare. Noi am gândit-o inițial. În condițiile unui buget complicat, unui buget greu pentru anul 2022, când avem o dată de susținut activitatea curentă, a doua oară de susținut investițiile și am văzut atâta dezbatere și toate celelalte activități, am propus să menținem același ritm, pentru că evoluția financiară este așa cum este. Nimeni nu are împotriva unui stimulent și crește. Ne-am fi dorit să punem cât mai mult. Dar nici nu vrem să transformăm lucrul ăsta într-o licitație. Fiecare formă politică din cele șapte să ne ducem într-o licitație și să mergem până care rămâne ultimul în competiție. Nu trebuie să transformăm lucrurile astea așa. Am pornit de la ideea, păstrând aceleași valori a anului precedent și a anilor precedent, și am spus că, ca și măsură suplimentară, ca și efect ulterior, să organizăm aici, în Piațeta Comunității, un eveniment dedicat seniorilor noștri și la care să participă întreaga comunitate. Dar am făcut adică în două săptămâni s-a făcut de cap? Nu. Așa o comunitate? Nu, nu. Ați înțeles vreau asta? Sub nicio formă. Cât este sezon estival, nu începe mai. Și atunci, nu avem nimic împotrivă. Ne-am fi dorit ca după 2 ani de pandemie, și după o perioadă de criză, și într-o perioadă de criză, să marcăm orașul Târgoviște printr-un eveniment public, printr-un eveniment de reprezentare, un eveniment artistic, sportiv și cu toate celelalte. Însă, trebuie să fim raționali, trebuie să fim riguroși, să fim corecți, noi, cei din Consiliul Local și Executiv, față de locuitorii orașului, să nu deformăm realitatea și tot efortul nostru să-l întoarcem înapoi, indirect, către comunitate. Nu avem nimic împotrivă să creștem la 1000 de lei. Bunicii și părinții noștri pot primi această formă, poate este chiar insuficientă.
ca și semn de recunoaștere. La amendamentul de data trecută am văzut că, de fapt, suma întreagă se ducea către asta și se propunea să nu mai facem evenimentul de spectacol. Dar știu cum mai sunt zile orașului. Vrem să marcăm, într-un mod special, sărbătoarea orașului, făcând acest eveniment chiar pe data de 15, în zi de sărbare sărbătoare, și zi liberă, este și o zi de luni, când sistemul face ca cei mai mulți din comunitate să aibă și liber și să nu ne urcăm cu alt eveniment în timpul respectării canoanelor religioase, când până pe 15, până pe 14 seara, e o altă perioadă de post și respect către respectând canoanele bisericii. Și noi, ca executiv, analizând acum împreună cu contabila șef, să vedem de unde putem dislocui acești bani. Pentru că, practic, trebuie să-i dislocuim de undeva. Venim, susținem propunerea dumneavoastră, îi vom dislocui, îi găsim, îi punem, facem evenimentul, reprezentăm și vă invităm și pe dumneavoastră să fim cu toții să ne servăm vecinii, părinții, prietenii și toți cei apropiați. Și după care, în momentul când vom face rectificarea de buget, atunci vom veni cu cifre. Ne trebuie sume pentru alocarea, pentru infrastructură. De unde îi luăm, de unde îi tăiem, de unde îi punem. Trebuie să punem de aici. Am mai avut și alte lucruri. Și la elevii meritoși, când s-au modificat cifrele. Ne dorim să fie un buget extraordinar. Dar încasările sunt cele pe care le știm cu toții și avem în spate puse execuțiile de fiecare dată. Susținem acest text modificat de 1000 de lei pentru partenerii de viață care au primit 50 de ani de căsătorie și 1000 de lei pentru soția, soțul, supraviețuitor. Până mâine. Poftim? Până la această dată. Noi până la această dată avem aici identificate un număr de aproximativ 25 de cupluri și două persoane care au împlinit 50 de ani. Este foarte greu pentru că mecanismul de colectare a datelor, noi îl avem doar pe cele care s-au produs căsătoriile acum 50 de ani la Târgoviște. Am căutat în registrul de stare civilă și am identificat. Dar sunt foarte mulți locuitori ai orașului care au săvârșit acele momente frumoase în alte localități, s-au mutat în Târgoviște, dar noi nu avem datele alea lor. Și atunci, făcând public, acum am dezbatere, făcând public pe internet și pe toate canalele de comunicare, vom avea feedback. Și atunci fiecare să vor înscrie aducând datele certe. În ziua când va avea loc evenimentul, vom ști exact câte sunt și asta eu vă rog, ca atunci când vom face rectificarea bugetară, să înțelegem că aceste sume au fost dislocuite din același capitol mare. E clar că nu poți să muți mari într-o parte la alta. Dar dezechilibrând oarecum altă categorie bugetară. Susține, poftim? Poate nu chiar pe 12 cu partea la altă. Da, spectacolul aniversar. Spectacolul aniversar pe care vrem să-l facem, vrem să-l facem cu suportul tinerilor și talentelor locale. Din totdeauna zilele orașului, la Târgovna, s-au făcut cu prezența unor trupe și evenimente de top. Știm cu toții că acele evenimente și după atâta timp de pandemie, prețurile sunt cât sunt, de vorba miilor de euro. Și de organizarea sunetului și luminilor și scenă și toate alea. Și prestațiile artiștilor care sunt. Și atunci am tot răsucit. Cum să facem? Dacă aducem un singur cap de afiș, e o problemă. Ce cap de afiș să aduci? Să împăcăm toate categoriile. Pentru tine, pentru cei de vârstă medie, pentru seniori. Dacă facem într-o zi, știi cum ai ratat un repertoriu 40 de minute, 50 de minute, ori. Ai ratat ora aia, s-a dus evenimentul. Ca să, și atunci, cu tot regretul, cu tot provocarea și nu se simte nimeni prea plăcut, când trebuie să știi ca sumele pe care le-am fi avut pentru acest eveniment să le direcționăm către infrastructura comunității noastre. Și de aceea am zis totuși să nu treacă evenimentul neobservat, să nu treacă evenimentul nemarcat în comunitatea noastră, să facem premierea cuplurilor, așa cum se face tradițional la biserica precista, după amiaza ora 16:30 și funcție de vreme și cum va fi timpul, și apoi evenimentul să continuă aici în piațeta publică cu
acest spectacol. Am făcut apel la agenții economii din oraș. Dom'le, e un agent economic din oraș implicat în viața asta de Horeca sau alimentație publică, dispus să vină și să-l organizeze el? Nu am găsit provocarea aceasta. Am făcut apel la agenții economici care au mai fost în decursul anului, din zonă, din județ, din ăsta. Toată lumea spune, dom'le, nu putem să ne asumăm lucrul ăsta. Pentru că evoluția necontrolată a lucrurilor nu duce la un succes. Și atunci, preferăm să facem doar acest eveniment. Fiecare agent economic implicat în viața Horeca își desface propriile produse la locația unde o are și atunci locuitorul nostru, dacă dorește să se simtă bine după eveniment, să servească, indiferent ce, alimentație sau băuturi, pot merge la terase, la motel, la oriunde în comunitate. Pentru că facem lucrul ăsta doar la nivel de acest spectacol. Vă mulțumesc și încă o dată spun că susținem și noi la domnul Susținem amendamentul domnului Barna, Comisia Economică, și vorbim pentru decenii. O singură precizare, aici amendamentul spune așa, că sunt 1, 2, 3, 4 partide. Da. Vreau să facem un amendament, adică să facem o chestie comună. Pentru că așa putem intra într-o procedură de vot. Și trei partide. Adică, haideți să încercăm să lucrăm ăsta. De acord? Dragi colegi, această idee măreață, genială, demnă din NASA, din premiul Nobel de a premia cei care pe 50 de ani, a apărut în politica românească cu vreo 10 ani. Și la noi cam tot acum 10 ani. Da. Exact, și atunci, și văd, îmi pare rău că și acum are un puternic caracter electoral și politicianist. Cred că sărbătoarea 50 de ani e o sărbătoare intimă care se face în familie, cu copiii, cu nepoții, cu strănepoții și nu se poate cuantifica în bani. Respectul comunității nu se măsoară în bani. Cred că chiar e jignit. Să facem licitații acum care dă mai mult și care dă mai puțin, doar pe ideea unor voturi de altădată. Nu mai spun că au fost ani când cum naiba se întâmpla exact în campanie sau în pre-campanie, trebuia votat asta. Și sigur, toți trebuia să voteze. Da, era, sau era mai sau mai știu eu ce. Deci, chiar suntem oarecum cu licitația asta chiar ridicol. Eu o să mă abțin pentru că, nu, cred eu că respectul comunității se măsoară în bani. Pentru bunicilor și pentru nepoții noștri. Deci, da, domnul Dragoș. Dar subscriu la cele spuse de către colegul meu. E păcat că este un cross al cărui partid susține mai mult, pentru că râdem de acești bătrâni. Dacă este inițiativa grupului USR sau mai alia și alții, acum PSD-ul le trage preșul de sub picioare și spune că vezi că și noi suntem de acord cu 1000 de lei. Păi, da, noi avem coloană vertebrală. Dacă l-am lăsat să vă spune până la capăt, da. Organizați e o alergătură la care dă mai mult, care nu știu ce. Asta nu ne-am întrebat nimic, poate vrea și noi. Da. 5.000 de lei. Nu înseamnă că nu respectăm. Nu trebuia să facem. Dar chiar că te-o fi ideea. Și asta nu este obligat. Se face amendament. Se votează. Nu vă aruncați ca mutană, nu știu ce. Era acolo la cuvânt. Deci, sunt la discuții. Este clar, ne respectăm bătrânii, că dacă nu ne-am respectat bătrânii, nu ne-am respectat pe noi, dă Doamne să ajungem și noi bătrâni, dar asta de joacă, asta politică, e o lipsă de maturitate. Da, o singură precizare. Dacă la această sumă, sau de ce era până acum sumele sub 600 de lei? Trebuie să știm cu toții că valoarea maximă pe care poate fi acordată ca și premiu, bonus sau cum se numește care, este 600 lei neimposabil. Noi urcând la 1000 de lei, introducem și impozit. Acesta este suma brută. Din această sumă se va retrage impozitul aferent și atunci familia respectivă va avea 1000. De-aia eu am spus.
dezbatem. E 860. Nici nu am vrea aici să vorbim o chestie de semnificativ. Este 10% peste cei 600. 40 de lei, adică. Cât 10%. Cât e? Nu putem vorbi de ei. Să le dăm 100 de milioane lei vechi sau chestii și tot ar fi ok. E păcat că dăm într-o joacă de asta așa, lipsită de maturitate. Cum a dat concluzia de o joacă? Chiar așa. Nu m-ați interesat. Deci este clar să fie... Dar, domnul Dragoș, întrebarea ta. Cine este Petru? Hai să închem subiectul, că deja nu știu. Haideți să vă spun adevărul, care este. Nu m-ați interesat. Anul trecut, am împlinit eu 50 de ani de căsătorie. Și am primit 500 de lei. Da. Da. Și acum mai am. Aole. Vă invit să petreceți un moment la un restaurant care vreți dumneavoastră din Baia Mare. Exact. Nu te rupiți orator. Da. Nu l-a văzut amendamentul. Și v-ați simțit și proiectul. Dar lăsați-l să continui, domnule. Păi tu vrei ce spun? Nu. Păi e asta. Dar eu îi am și acum. Deci e o valoare, nu? E un gest pentru... Nu vorbim de cei, vorbim de... Felul cum ne-am comportat ca niște copii. Deci nu pot să spui că nu ajut oameni. Deci 40 de oameni le-am dat unul de zi. Dar ce nu puteți să mă acuzați că eu nu ajut oamenii? Dar nu înseamnă un joc politic ăsta. Nu văd. Cum? Tu pun la vot proiect cu amendament. Pentru? Nu știu dacă se poate cu proiectul cu amendament sau cu amendament. Ai spus proiectul cu? Cu amendament. Domnul președinte, supuneți amendament. Eu vreau să-și ceară domnul Drăgăruță scuze față de noi și față de cetățenii din oraș, cei care plăcește, da? Că, domnul, ai făcut afirmația că este un joc politic. Eu nu cred că între USR și Pro-România este vreo alianță politică. Vă rog tare mult. Atât că jucăm cu cuvintele când e vorba că joc politic. Este o propunere a unui consilier coleg, este acceptată de executiv, și executivul a găsit bani și azi încheiem discuția. De acord. Și acum suprim amendamentul. Nu, nu faceți afirmații. Amendament. Pentru amendament, da? Da. Cine se abține? Cine este împotrivă? Amendamentul a făcut. Cine este împotrivă? Domnul Paraschive nu mai este de unul. Noi am pierdut semnalul și mi-a confins că nu mai poate. Deci am 16 consilieri, 14 voturi pentru și 2 abțineri. Votează președintele pentru. Domnul viceprimar? De acord, da. Supun la vot proiectul cu amendament. Cu trecut. Cine este pentru? Poate rătăm de mult. Cum asta? S-a părățit. Dacă nu înseamnă cum a fost prezit la ședință. Cum a fost prezit la ședință? Dacă e online. Cum e? Nu o fi acum, e bine. Poate la ședință. Ar trebui apropo, domnul Șin. Da, pe asta a fost o discuție de Mihai Popțură de Mihai. Dacă tot s-a propus, o să fiți o problemă diversă. Hai să facem un sistem de... Nu ne auzim. Două opțiuni. Da, și da, președinte, lăsați să nu merg votul. Să spun că... Da, de nu mai... Da, da. De 60 de vot. Da, da. Da. O lăsăm... Cred că o lăsăm diverse. Tema de... Păi, da. Da. Nu mai avem. Haideți că vreau să zic, domnule, da, au dispărut, sistemul care... Problema este că un coleg a spus că românii semnalul ăsta. Nu știu, eu am intrat și eu cu o dată și nu se aude. Haideți să găsim o soluție. Deci nu se aude. Când ești online, nu auzim ce... Auzim acolo. Poate nu trebuie să audă. Da, nu ne-am dorit niciodată din punct de vedere executivului ca să nu se pună în valoare toate discuțiile și toți și colegii care din diverse pricini nu sunt aici și regulamentul spune că poate să se intre și în online. Haideți să raționăm următorul lucru. Această clădire acum 100 de ani când s-a făcut frumos, elegant și după 100 de ani ne reprezintă, indiferent cine vine. Cred că și atunci costurile cu această clădire raportate la vremea respectivă nu au fost ușoare pentru comunitate.
un sistem de monitorizare și de comunicație în interior aici, nu îl putem face așa cu trei microfoane, hai să le punem în tine. Avem niște oferte din punct de vedere a punerii bani, sonorizare, cameră video din aia rotativă care să vină să poți să vocalizezi, cu pupitru, cu o persoană care să fie, să aibă un mecanism din ăla de oprire, deschidere, fiecare microfon și toate alte. Nu facem o chestie asta, aducem două microfoane de la Centrul Cultural, mai punem zgârie, mărie. O linie de internet securizată și cu o bandă suficientă de a asigura calea de acces și a menține... Că vedeți, vorbești când te scoate afară, că nu știu ce. Haideți să facem un fel următor. Încercăm să supraviețuim în anul acesta, pentru că acum nimeni nu putem. Și în bugetul 2023 punem un capitol special la investiții, pentru că este o lucrare de investiții care trebuie să fie trecută. O analizăm cu ofertele respective și facem un sistem ca să funcționeze de acum încolo nu știu cât timp. Că tot am încercat. Da, am prins televizor. Televizorul trebuie montat undeva, poate chiar două, ca să poată să se vadă, să se audă. Adică asta, să facem un lucru serios. Așa punctăm cum... Asta e părerea mea ca executiv. Dacă vrea să subscrieți, atunci când vom face. Că altfel, trebuie să modificăm la regimurile, să rectificăm bugetul, să rectificăm lista de investiții. Să... și... Da, bun, mulțumesc! Răspunsul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru demararea fazelor, notă conceptuală, temă de proiectare, fișa obiectivului și valorificarea obiectivului de investiție amenajare oprea unei parcări pentru taxiurile autorizate pe la domnulată cu urma parcare publică. Comisia Economică? Comisia Economică a fost negativ. De ce începeți cu Comisia Economică? Poate că domnul Dragoste, că nu m-a pierdut. Am dat. Comisia Economică a fost negativ. Au fost două voturi pentru abținere și un vot împotrivă, fiind doar patru, nu ne-am putut pronunța. Au fost câteva nelămuriri acolo. Poate ne lămurim acum. Întrebarea care s-a pus la Comisie a fost dacă este liber de sarcini sau nu. În materialele prezentate s-a spus că terenul este liber de sarcini. Dacă este liber de sarcini, atunci sigur că s-ar putea face o parcare. Așteptăm să se pronunțe astăzi, să se răspundă la întrebările care se vor pune și în consecință vom acorda votul nostru. Comisia de urmări? Comisia de urmări, din două voturi, împotrivă și unul pentru. Comisia Juridică? Comisia Juridică a avizat favorabil, 4 voturi pentru, 3 abțineri. Da, ceva discuții? Acum sunt... Ceva întrebări? Și ochii, în referat, spune că e grav. E grevat de sarcină. Care e sarcină? Toate? S-ar vrea să știm ce sarcină are. Cele două lucruri. Cine poate să-mi spune? Da. Da, vedeți, poate. Da, dacă e, când domnul știu că este grevat, domnul știu că le-au văzut la altul, că v-a zis că este, ne fiind liber de sarci, este liber, nu e liber de sarci. Cine e ocupă, dacă vă zic și mă? Raportul de specialitate. Da. Raportul de specialitate este terenul propus, ne fiind liber de sarci. Da, odată. Și în final, la fel. Deși se invocă și probleme economice, că nu a fost prins în buget ce s-a prevăzut proiectul, în final, la fel, se arată că nu e liber de sarcini. Asta e. Nu este liber de sarcini. Nu știu. Da, aici... Și prin teren care nu este liber de sarcini, nu se poate face o propunere. Da. Eu m-am documentat, nu l-am făcut altfel, am
ia hotărârea Consiliului Local din 2016, ca să fie așa, ofertatul câștigător, sau ofertatul, că cred că au fost doi, ofertatul câștigător are obligația să demareze procedura pentru întocmirea unei documentații CUS sau CUT, prin care se va avea funcțiunea, specificul arhitectural și modalitatea de ocupare a terenului în termen de maxim 6 luni de la data încheierii contractului de concesiune. Are obligația ca în termen de un an să obțină autorizare de construire a acuzele și acordurile aferente acestea. Hotărârea Consiliului Local este în 2016. Urmă, mai este liber de sarcini? L-am dat pe nume pe speaker aici, că nu poate consta în conexiune. Dar cum poate numărea asta? Adică nu mai auzeam. Noi, în calitate de executiv, am pus în practică, conform regulamentului Consiliului Local, întrucât am avut înregistrat pe legislatură un proiect de hotărâre care avea un titlu, aprobarea procedurii pentru demararea fazelor notă concepțională, pe nu știu ce, pentru amenajare unei parcări pentru taxiurile autorizate pe raza orașului Târgu și parcare publică. În documentația pe care noi am analizat-o și am avut-o, spune aici, se aprobă amenajarea unei parcări mixte de 10 locuri de parcare pentru taxiurile autorizate pe raza 6 și aproximativ 20-30 de locuri de parcare publice în orașul pe strada Carol I, numărul 56-58. Păi haideți să vedem acum despre ce este vorba. Strada Carol I este fostul o stradă centrală și acolo, în acea zonă, e un teren liber de construcții, nu are construcții. Acolo sunt 3 loturi. Pornind de la străduța care face legătura între strada Carol și strada Capitan Bușilă, din sus în jos, să-i spunem așa, este o proprietate privată și sunt 2 loturi care aparțin Consiliului Local, care la un moment dat, în 2016, au fost scoase la licitație, împărțite, și a fost o procedură de licitație. Acea procedură își urmează un curs. Acei licitatori și aveau niște sarcini, niște obligații să le ducă, să le facă. Până în anii ăștia, acei concesionari sunt în diverse faze, cu documentațiile lor, mai mult sau mai puțin. Noi de-aia am spus că terenul nu este liber de sarcini, pentru că nu putem veni în anul 2022, în condițiile în care s-a licitat și la ora asta nu este radiat din cartea funciară, că terenul este iarăși liber și este în proprietatea Consiliului, este proprietatea Consiliului, dar nu este la dispoziția Consiliului Local, și să venim așa, dragi, să propunem 10 locuri de parcare. Sau și ce-a mai fost aici. În primul rând, ca să propunem un obiectiv de investiții, el trebuie să facă parte dintr-un listă de investiții. Ca să fie introdus pe lista de investiții, acolo, fiind o zonă centrală, ne trebuie un plan urbanistic zonal. Chiar dacă este a comunității noastre, chiar dacă este a orașului. Deci trebuie să vedem. Planul acela nu este făcut pentru că în această etapă, așa cum s-a dezbătut ceva câteva jumătate de oră, o oră înainte, din 2016, Consiliul Local a pornit la drum să facă o investiție în zona centrală, prin acest proiect de valorificare. Și acolo se va finaliza zona pietonală, care o avem și aici, în aceste tablouri. Ulterior, când se termină proiectul, până atunci ar fi putut și concesionarii să-și aducă ceea ce aveau de făcut și ei erau obligați să facă planul urbanistic zonal acolo. Nu putem acum să sărim peste toate etapele astea și noi vine și spune, da, suntem de acord. Nu știm ce va fi. Trebuie chemat, comandat un studiu, făcut acest plus, vedem exact ce prevede planul urbanistic general, din care să extragem, să facem planul urbanistic zonal. Suntem în elaborare, planul urbanistic general al localității este expirat. Prelungit de fiecare dată și tot prelungit și tot prelungit, pentru că e o lucrare care are un cost ridicat, e o lucrare de mare avantură și încercăm, dacă nu s-a reușit până acum, încercăm să o finanțăm într-un model de fie european sau prin PNRR. Știți cu toții că se poate finanța așa ceva. Și acum suntem încă în elaborarea și atunci. Haideți să vedem ce urbanistică dăm noi acelei zone. Pentru că acolo sunt niște clădiri cu cea de naval, cu un calcar, deci un perete care are o vechime acelei clădiri, în partea altă nu mai e nimic și am desfăcut și zona pietonală sau același acces între strada principală și pentru că acolo e prevăzut lucrarea.
De aceea noi am venit la așa, domnule, nu este un teren liber de sarcini, nu apare, asta este motivul nostru. Restul, și toată comunicarea cu concesionarii, face parte în altă notă de analiză. Noi am răspuns punctual la această procedură. Ce am solicitat noastră pe acest proiect de hotărâre. Noi nu ne permitem să modificăm proiectul de hotărâre inițiat de altcineva. Aici suntem. Dacă nu stau... Păi... Dumnezeu adică nu-l de drept. Păi nu știu să știți de caietul de sarcini... Dar nu m-ați întrebat așa ceva. Dumneavoastră, noi analizăm acum, la ordinea de zi, proiect de hotărâre privat aprobarea procedurii de mărare la autorul față de conceptuală. Păi despre ce aici? Nu putem acum să venim, nu să ne întrebați de mere, noi răspundem cu pere, cu alte și cu altele astea. Nu este nicio problemă. Nu este o documentație făcută pe genunchi zilele trecute, să avantajăm sau să dezavantajăm pe cineva. E o procedură în lucru pe care administrația o duce în continuare și aici suntem. De-aia nu am avut ce să răspundem și ce documentație să punem în spate. Pentru că am citit foarte clar titlul și propunerea. Să facem parcare. Păi, acolo sub acele două loturi. Dacă dăm puțin timp înapoi și știm foarte bine istoria acelor locuri, cu acele clădiri care s-au demolat, sau autodemolat, pentru că erau acolo, mă rog, nu făceau cinstit comunității. Acolo de desubt sunt niște caverne, niște beciuri care stau într-o stare instabilă. Acum când am intrat cu șantierul, pentru că beciuri sunt și sub celelalte proprietăți. Și constructorul n-a putut interveni cu mutraia să facă manual acolo ca să nu crească riscul de a să nărui acele... Pentru că sunt niște beciuri alea cu piatră, cu nu știu ce, au o istorie. Cu ieșire direct în stradă. Și acum se văd găurile alea pe care ei le-au umplut cu niște pământ, nu știu ce au pus acolo. Nici nu știm cum va evolua, pentru că în momentul când ne apucăm, ei au dislocat acolo. Dacă vor începe trepidațiile și zona acolo, habar n-am ce se va întâmpla. Păi nu știu ce se va întâmpla. Pentru că acolo trebuie făcută rețea de infrastructură. Haideți să avem răbdare, să finalizăm acest proiect, această investiție. Și noi am desprins că în zona aia acolo trebuie să găsim o cale de comunicare și de comunicații între strada care face legătura prin fața blocului ANL. Pentru că acum, prin ceea ce ne dorim să facem, acolo va fi și stradă și parcare. Și tot în discuții cu proiectatul, care dorim, dar bun, e o zonă centrală, e o zonă pietonală, dar nu găsim, pentru că proprietarul sau chiriașul de la blocul ANL care va veni să parcheze mașina în creanga bradului sau în lungime, acolo trebuie să ieși cumva. Deci nu poți să ieși decât 50 de metri sau 100 de metri cu spatele, că nu ai unde să întorci, pentru că se blochează pietonal. Dar noi ai dorit, hai să găsim o soluție prin niște echipamente din alea care pot fi ridicate sau coborâte, prin niște semnalizare corespunzătoare de tonajul care trebuie și să deschidem o pretea cu ieșire în Capitan Bușilă, probabil între construcțiile existente și magazinul central, blocul ANL de la Vale. Ca să putem să asiguri o cale de comunicare. Păi nu este acum. Nu este. Dar și atunci... de-aia ne-am oprit la treaba aceasta. Între timp, știți că a fost dezbătut în Consiliul Local o inițiativă când un proprietar, Dumnezeu să-l odihnească, a încercat să facă o investiție acolo pe clădirea de la fost. Între timp, acea clădire a fost înstrăinată și așteptăm și viziunea noului proprietar de acolo. Pentru că să vedem ce... Și atunci să tratăm unitar toată zona aia acolo. Parcul Trandafirilor. Parcul Trandafirilor nu face parte din proiectul ăsta de investiții, pentru că el s-a încercat să fie modernizat la un moment dat. Și acum el se cheamă Parcul Trandafirilor, dar nu e cu Trandafir. Păi, istoria orașului e și eu cred că trebuie avea capacitatea, după ce terminăm ăsta, să punem în valoare un parc în zona centrală, Parcul Trandafirilor, că așa se cheamă, îl avem acolo, undeva. Și să-i dăm de ziua. De-aia eu cred că acest proiect de hotărâre, noi am făcut răspunsul așa cum l-am gândit, pe aceste considerente. Vă mulțumesc! Și adică dacă sunt așa probleme cu hotărârea, cine o contestat acolo? Cum exemplu? Dar în 2016, Consiliul Local, în componența sa de atunci, la propunerea sau la solicitarea, nici nu mai știu cum a fost atunci, a hotărât ca cele loturi să fie concesionate. S-a urmat procedura, că a fost licitat proiect,
că au fost un proiectant, schițe, da, ceva. Schițe, a fost un proiectant, un ofertant, 2, 3, 9, câți au fost acolo, da, apar, n-a, a fost licitația, conform procedurilor de atunci. De ce nu pot să fac public concesionarii? Pentru că fac parte, nu pot să fac public, dar cine este proprietar sau concesionar? Este domeniul public. E domeniul public. Contează numele? Dar nu contează numele sau contează... Păi de ce contează numele? Foarte bine. Păi de ce? Pentru ca să vadă toți cetățenii Orașului Bregov. Că ce? Că nu au fost aranjamente politice. Când? Atunci, în 2016, când făceați parte în aceeași echipă. Umăr la umăr cu domnul fost primar. Haideți să nu amestecăm lucrurile. Nu amestecăm lucrurile. Vreau să vă întreb așa. A fost licitație publică la BNR? Da, a fost. Și poate fi o licitație trucată și mi-asum chestia asta. Vreau să vă întreb așa. Vreau să vă întreb așa. Ați făcut demersurile ca concesionare să decadă din drepturi dacă nu și-au îndeplinit criteriile? Da. În ce stadiu suntem? Tot acolo pe care discutăm cu proiectul de ordine. Păi exact. Păi unde discutăm de la nivel? Tocmai ca să putem ajunge ca să fie degrebat de sarcini. Dumneavoastră, puteți acum, în baza proiectului pe care dumneavoastră este supus pe ordinea de zi, să-l dezbateți. Îl dezbateți, să spune aprobări, da sau nu, nu este problema noastră. Asta v-am răspuns ca și material suport din partea de vedere a executivului. Eu nu pot să influențez, nici să schimb textul proiectului de hotărâre, nici analiza. Dacă vrem să discutăm despre orice altceva, discutăm la lucruri diverse, când ne adresăm întrebări și dacă putem să avem soluții și răspunsuri, le dăm. Așa nu, nu contează asta. Se fac aici acuze că a fost licitație trucată, că n-a fost, habar nu am, nici nu mă interesează. Și dacă ar fi fost așa, sunt organele și instituțiilor aferente care pot face aceste verificări. Eu sunt, ca și dumneavoastră, ne-am depus jurământul în septembrie sau octombrie, noiembrie 2020 și analizăm situația de acum. Mulțumesc, domnule. Da, mulțumesc, domnul președinte. Dacă aș fi de primul Galați sau n-aș cunoaște orașul ăsta, aș citi aici proiectul de hotărâre, prescurtez așa, amenajarea unei parcări pentru taxuri autorizate pe raza orașului Târgu Ocna și parcare publică. Este foarte bine, cu toții suntem preocupați să avem parcări cât mai multe, dar participăm la dezbatere aici, văd că întrebările sunt spre teren, știți, spre teren, teren, teren. Aș întreba eu, inițiatorul acestui proiect, dacă a avut în vedere și o rezervă a altei zone pentru parcări, doar asta ne interesează, să facem parcări, știți, nu? Aici e treaba. Adică, cumva, e bine să propuneți și alte zone, dacă aici nu se poate, și să fim preocupați de amenajări de parcări. Dar când ați ales acest punct, v-ați gândit la un trafic, așa, la gară, mulți călători, nu? Când poate, o să vedea că e aglomerată. Zona aia cu acolo stat în spate, dacă nu, din câte știu eu. Da. Foarte aglomerată și stânga-dreapta deja e un stat. Adică, eu susțin amenajarea de cât mai multe parcări în oraș. De-aia v-aș fi recomandat să venim și cu alte loturi. O să venim și cu alte loturi. Bine, bravo. În această documentație, parcare pentru taxiuri. Da, orașul este și publică. Păi în câteva sute de metri pătrați, câte locuri să fie? Unul de la unul de la. Este adevărat. Numărul de taxiuri în oraș, ca și activitate, a crescut exponențial pentru că nevoile le-au impus, că nimeni nu-și desfășoară o activitate dacă nu ar avea și un rulaj acolo. Este adevărat că comunitatea locală, Consiliul Local, executivul, prin proiectul pe care l-a avut în derulare acum câțiva ani buni, s-a amenajat o parcare cu dedicații speciale pentru taxiuri, un număr de 12 sau 14 locuri, nu știu câte sunt acolo, care sunt puse la dispoziție. Este clar că, indiferent ce ne-am dorit noi și acum ne-am dorit, nu putem să facem o parcare publică cu destinații speciale doar pentru taxiuri într-un singur loc. Sunt capă 50 sau câte sunt acum, 48, 46. Toate taxiurile, în momentul când, și există un regulament mai vechi de taxiuri, au ca și loc de parcare și alte locații. Gară, autogară, la Oituz, în fața acolo, la Răducanu, la nu știu bine. E adevărat că toți ne dorim vadul. Fiecare își dorește ca investiția să fie în Buricutele sau în zona zero. Comunitatea locală, așa cum este, nu deține niște terenuri generoase în sensul ăsta. Vedeți că și facem efort să mai creăm o breșă acolo, să deschidem, să asigurăm fluidizare. De-aia eu vă rog să analizați responsabil la locul ăsta. Și să nu ducem lucrurile alea într-o chestie din asta de acuze, ca cui îi, că de ce concesionarul A, concesionarul B. Eu știu că concesionarii la vremea, la această dată, sunt proprietari din stânga și din dreapta. Deci este proprietate privată? Este proprietate privată în dreapta. Și
trasate la mijloc, sunt concesionate de ambii proprietari. Dar nu avem nicio problemă. Păi, dar acum, mai mult de atâta, ce poți să faci? Acum mai este o situație bizară. Deci, normal, e contractul cu tine nu de drept. Nu știu, repede, nu știu chestii, asta, nu prea, nu. Acum, unde e ce vei proprietar? Dacă vine să-și face puz și proiectarea, plătește. Și nu va veni aici în Consiliu. Va veni degeaba, că nu ai cuza la tot ceva, nu de nici nu mai este. O să analizăm la momentul respectiv dacă și nu știu la ora asta dacă vine din nou în Consiliul Local să vă face încă concesiune, nu știu dacă va trece, mai tot e bani degeaba. Nu, dar... E un nul de contract, nul, o concesiune nul de drept e și plătește problema președinte de cumva. Este alt subiect. Este alt subiect. Puzul sau ce se va face lucrarea acolo va fi supus dezbaterii în Consiliul Local dacă trece de, cum se cheamă, reglementările executivului, că până la urmă trebuie să facem acolo o documentație, să o avizăm, să o punem cumva. Și vom analiza la aceeași dată. Revin, dacă e, se pretează, e necesar. Păi, acum 2016 era această oportunitate. Poate până în 2000, nu știu cât, se schimbă opțiunile, se modifică lucrurile. Nu știu, habar n-am ce se poate întâmpla. Analizăm atunci. Astăzi, pe proiectul ăsta, de-aia noi am făcut acest raport. Nu avem nicio treabă cu altceva. Mulțumesc. Da, până la vot. Cine este pentru? Domnul președinte, mergați voi. Domnul Moșivă. Vorbiți numai cu doamna secretar general și nu ne spuneți nouă ce vă răbuneți. Dar, domnul consilier, domnul coleg, apreciez inițiativa noastră de a promova astăzi două, trei proiecte. Că apreciez și înțelepciunea de care a dat dovadă ca să ascultați de ce a spus doamna secretar general în referatul referitor la transparență și aș detras de pe ordinea de zi acest proiect. Și acum, analizând intenția noastră, o apreciez. Dacă o apreciez, nu înseamnă că vom fi bănuiți din concubina, așa cum a făcut un coleg aici, de alianță între noi. Însă, laudabilă, 10 locuri de parcare, 20-30 de locuri de publice, dar, având în vedere expunerea pe care a făcut-o și domnul primar acum, și având în vedere că în raportul de specialitate se arată de 3 ori aici, că terenul propus, nefiind liber de sarcini, mai este o dată într-un aliniat aici în care spune că se face cu adoptarea finanțării în bugetul local și în final, nou fundament din punct de vedere juridic în momentul actual. Având în vedere aceste 3 argumente, având în vedere că domnul primar spune că va analiza. Eu tot n-am înțeles foarte clar acum dacă e cu sarcină sau fără sarcină, nu mă prea pricep la sarcinările astea, dar dacă e cu sarcină sau fără sarcină, haideți să așteptăm testul de sarcină, să ne spună domnul primar, să vedem ce spune dacă, pentru că nici așa nu ca să aprobăm ceva și apoi să constatăm că nu, ar fi bine, numai să toate proiectele care le-ați propus s-au și pus în aplicare, da. Sau așa, așa trebuie. Aici am observație la proiectul nostru. Vă și grăbiți tare. Termenul de ducere la îndeplinire este maxim o lună. Într-o lună nu se poate face. Deci nu poate stabili sărcinarea. După care primarul s-a ducă la cunoștință Consiliul Local Stat de Investiții. Ați fost puțin dur. Așa. Și atunci, ca să nu dăm, să așteptăm până să vedeți testul de sarcină, că haideți să amânăm și să punem din nou în discuție. Să vedem exact. Adică ar fi păcat. O inițiativă frumoasă cum aveți dumneavoastră și mai am observații pe care a făcut-o tot domnul primar. Spune că sunt prevăzute niște parcări în proiectul actual. Și atunci, ca să nu se suprapună una peste alta, hai să mă așteptați un pic, nu vă grăbiți. Rămâne proiectul și să hotărâți mai târziu, dacă doriți. Dacă nu, supuneți la vot asta. Noi ne abținem, sau eu cu domnul Ianoș, stând aici, mai atât am stat, noi nu le prea mai avem acum cu sărcinările astea și nu știm exact. Dacă nu suntem convinși, nu putem vota pe. Ne abținem până să va pronunța. O să ne întrebe de unde știm că este însărcinat sau nu teren. Da? Vă rog, noi ne abținem. Dumneavoastră faceți cu putere. Mulțumesc. Da. Mai este ceva întrebări? Pun la vot. Da, o întrebare. Doamna Corina, care este definiția termenului ăsta liber de sarcini? Ce înseamnă când ceva este liber de sarcini? Ești foarte mult. Care definiția juridică? Nu o să juridic. Nu pot să juridic. Înseamnă să nu fie grevat de o sarcină, să nu aibă o concesiune, un litigiu pe
proprietar, să nu fie gajat sau la o bancă, la un împrumut. Asta înseamnă liber de saci. Liber de saci să fie o proprietate curată, fără obligații, decât... Nu de da. Nu de vederea termenului de salubrizare. Da, mai ai ceva întrebări? Domnul Drăguț? Nu. Supun la votul proiectului. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 5 și 4, 5. Și doamna? Da. 5, 6, 7. 8. Nu, haideți să dați-vă numai. Doamna Paraschivei? 3, 2, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, domnul Vigilor Paraschivei? A Paraschivei a ieșit. Nu s-a deconectat tot. Păi, oară poate să vin să spui toată. Mă lau ce vreau. Domnul Paraschivei, a fost prezent și după așa vânuți. Până la urmă, cum este că era pandemie? Păi să ne spui domnul primar ce tot o polimă atâta așa. Dar cu el? Cine îi plătește? Dacă a plătit, dacă n-a plătit. Bun, dar v-am zis că sunt doi concesionari și proprietari acolo. Ce vreți mai mult? Vreți să-mi spui codul numele personal? Ce să dăm? Nu, numai nume. Dar pentru ce? Numele sunt sub GDPR. Nu, serios? Serios. Băi, atunci să nu mai spui. Intrați un incident. Eu nu vreau să intru. Material. Okay. La licitație, un participație, un incident. Dar material. Licitația s-a încheiat, este arhivată, da. Își urmează cursul, v-am spus particular. Nu urmează, domnule. Dar ce să spun? Vreau să nu știți cine e proprietarul? Da, da. Spuneți-o dumneavoastră. Spuneți-o dumneavoastră. Ce e dreptatea dumneavoastră? Așa, și? Concesionar. În calitate de ce? Ce e vreau să spun? În calitate de ce? De? În calitate de concesionar. Și? Proprietar. Și proprietar. Și dreptul de proprietate este consfințit de statul român? Nu am legat de proprietate. Dar nu, nu, domnul consilier face referire la întreaga suprafață, domnule consilier. Deci, domnul, proiectul de hotărâre se referă la întreaga suprafață. Dar face presiunea până la suprafață. Dura chirina filmare. Gata, să nu dăm ce ceas. Nu continuăm vot? Eu zic și mie. Eu zic și mie că a fost foarte mult timp. A condurat și a fi ceas pentru tot asta. Și fac. Continuăm vot, băi. Continuăm vot. Vă rog să continuați votul. Abține și votul, ca să pot consemna. Băi, continuăm votul. Deci, culmi. Ne sunăm acum. Da, nu-i normal, e colegul nostru. E colegul vorbă, așa, participator. Și la mai normal să întrebăm și pe el. Exact. Domnule, dar e un ghiveț cu ăsta online, offline, păi nu știu ce păi da, păi da, adevăr că asta e domnul președinte de comisie, că la o comisie e cineva, poate este online la comisie, nu poate este online, eu nu știu cum se poate. Ghiveț, trebuie să renunțăm la online ăsta și gata, dacă nu avem infrastructură informatică bună, până la urmă, să renunțăm. Păi, poate face din vite, spune, că nu e de fiecare, unde, unde vrea. Cine se abține? Abține, 1, 2, 3, 4, 5, abține și dumneavoastră? 5, abține. Împotriva? 5, te împotriva?6 abține. Exact. Da, vreau să modificare regulamentului. Poate fi de amendament mai bine. Sunt de acord, că decât plătecul ăsta. Vă spun la domnul Marius. Da, la pandemie. 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 Da, la pandemie.
pentru că executiva a propus doar pentru ședințe extraordinare sau de îndată și atât. Dumneavoastră ați extins pentru ședințe ordinare. Întăriți-vă o dată, cum vă convine. Eu v-am spus că nu putem asupra condiții tehnice și nici nu am fost de acord cu așa cum uitați. Când am 17 voturi, când am 16 voturi, uitați, nu e ok nici pentru mine. Dar dumneavoastră ați introdus în regulament această prevedere. Trebuie să reintroduceți pandemia la adevărat. Nu, eu propusese doar pentru ședințe de îndată sau extraordinare, când într-adevăr poate este o urgență și sunt ședințe foarte scurte, în care nu se mulțim pe câteva ore. Nu și pentru ședințe ordinare. Domnii consilieri de la USR au extins și pentru ședințe ordinare. Eu n-aș fi avut nimic împotrivă dacă puteam asigura condițiile tehnice corespunzătoare. Că așa am avut proști pe mine, m-a întrebat prefectul, doamnă, dar când ai 15 voturi, când ai 17 voturi, exact. Ce s-a întâmplat? Da, pentru asta ședințele ordinare trebuie să fie strict în ultima joarele lunii, ca fiecare să-și facă planul, nu poate fi atunci și la revedere. Mai întâmplă, da. Poți să ai o absență, două, nu-i nicio problemă. Okay, deci dar ghiveciul ăsta trebuie să dispară, într-adevăr. Deci, raportul privind activitatea desfășurată de către consilier personal din cadrul de Bogna, oraș de Bogna, semestrul 1 al 2020, direcția de antrenă socială. Aici raportul ați avut la mapă, nu știu dacă domnul nostru este în concepție, dacă vreau să mai dau câteva date. Ați luat la aia. Dar am avut materialul. Dar am avut la ședință, v-am spus acolo câți asistenți personali sunt acum angajați la primărie, în număr de 10 asistenți personali. De fapt, acum au rămas 9 pentru 10 au fost la început. Păi ne referim la o perioadă de raportare. Acum, în momentul ăsta, sunt sumele de bani care i-am cheltuit finanțarea salariilor pentru asistenții personale și indemnizația pentru persoane care asigură asistența persoanelor și zahirilor. După tot cum într-o zi, informate privind statul de înscrie a datelor în instituție agricolă în primul semestru al anului 2022, serviciul urbanist, amenajare de teritoriu, administrare de domeniului public și privat, al datorului și agricultură. La fel, această informare ați avut-o la mapa dumneavoastră de materiale de ședință. Este obligativitatea executivului ca semestrial să prezinte deliberativul lui informare cu privire la statul de înscriere în registrul agricol. Avem aici pe categorii de informații câte volume sunt deschise, 96 pentru persoane fizice și 2 pentru persoane juridice, cu un număr total de 4.150 de poziții. La fel, activitatea compartimentului pe primul semestru s-a concretizat nu numai în operarea pe registrul agricol, ci și în eliberarea unor adeverințe pentru persoane fizice sau juridice, cele mai multe pentru APIA, dar și pentru alte instituții, chiar pentru obținerea unei noi cărți de identitate. De asemenea, s-au făcut un număr de 17 documentații pentru vânzarea terenului situate în Extravilan. Au fost înregistrate un număr de 24 de contracte de arendă și altă activitate care s-a desfășurat, activitatea curentă. Am avut și documentații pentru fond funciar. În mare parte, un număr de 10 documentații au fost finalitate către Comisia Județeană de Fond Conciliar, în special pentru colectarea titlurilor de proprietate la nivel de dar și parcelă. Da, întrebări de vreo răspunsuri? Aici, dacă cum să fiu, sunt mai multe. Am proiectul garantat cu transparență, îl voi depun din nou. Am mai fost o dată respins de Consiliul Local. Și bază din ăsta, în ultimul timp, pare că să-l repun pe ori de zi. Foarte multe acte, cel din primărie, prin 544, au venit cu ștampila secretă. Nu știu de ce sunt multe secrete, vreau să zic că nu l-am avut dispoziție de primar. Și alea sunt secrete. Vreau să trebuie să despre altceva. Precizarea, așa cum ați văzut, am făcut câteva obiecții în acest proiect. Da. Păi și mă, dar anexa 1 e altceva. Păi nu, nu da. E altceva. Transparența decizională este reglementată în principal prin legea 52 pe 2003.
Iar documentele ce intră în categoria informațiilor de interes public este reglementată de o altă lege, 544. Legea 544 face distinție foarte clară între două categorii de documente ce sunt accesibile publicului. O categorie de documente pe care instituția este obligată din oficiu să le afișeze pe site-ul instituției și dacă v-ați uitat pe site-ul instituției, chiar în ultimul an am încercat cu posibilitățile noastre să asigurăm cât mai multe documente acolo publicate ce intră în sfera actelor publicate din oficiu. Și avem o altă categorie de documente care, într-adevăr, sunt accesibile publicului la solicitare expresă a cetățenilor sau a persoanelor juridice. Acestea sunt solicitările acelea punctuale pe care le faceți dumneavoastră, care nu avem obligația să le afișăm pe site. Din diverse motive. Legea stabilește care obligații sunt afișate din oficiu și care sunt, într-adevăr, deschise publicului, dar care se comunică expres pe persoanele care le-au solicitat. Dacă citiți cu atenție legea, o să descrieți exact concluziile pe care eu le-am. Cu privire la publicarea anumitor informații pe site-ul primăriei, cele care intră din oficiu, pe care instituția are obligația să le comunice din oficiu pe site-ul primăriei, acum, în ultima perioadă, cred că nu mă înșel, în luna iunie, au apărut și norme metodologice de reglementare a acestor categorii de informații. Și acolo, într-adevăr, extinde puțin area informațiilor care intră în categoria ce trebuie furnizată din oficiu, dar la anumite termene. Unele sunt semestrial, altele trimestrial. Da. Dispozițiile primarului, așa cum spune foarte bine codul administrativ, sunt de două categorii. Unele au caracter normativ, adică cu aplicabilitate generală pentru toți locuitorii orașului sau pentru o mare parte din categoria de cetățeni din oraș și altele sunt individuale. După cum știți, cea mai mare parte, 90% din dispozițiile primarului au caracter individual și se referă fie la delegarea de atribuții, fie la stabilirea unor ajutoare sociale, fie la stabilirea unor indemnizații, ajutoare de mormântare, acelea sunt au caracter individual și tot codul administrativ ne spune foarte clar cui trebuie să comunicăm aceste dispoziții. Toate actele administrative emise de primar, dispozițiile, ca și hotărârile Consiliului Local, se comunică prefectului în vederea verificării legalității, iar cele cu caracter normativ se afișează și se dau spre cunoștința publicului larg, iar cele cu caracter individual, după ce sunt comunicate la prefect, sunt comunicate persoanelor care trebuie să le ducă la îndeplinire sau care, punctual, care obțin anumite drepturi, nu știu, rectificare, luantizare, ajutoare sociale, rectificări de nume, rectificări de acte de stare civilă, obținerea numele pe care schimbarea numele pe care administrativă. Alea nu sunt publice. Eventual, cel mult, o listă a documentelor publicate. Exact. O listă. Un numărul. Așa. O listă, da. Sunt de acord. Aveți dreptate și că lista trebuie face parte. Dispoziția numărul 1. Dar ca și listă, ca și document. O să mă ocup în perioada următoare, pentru că eu nu am personal în subordine care se ocupă de chestia asta. O să mă ocup în perioada următoare să afișez și lista dispozițiilor, așa cum este publicată lista hotărârilor, proiectelor de hotărâre și a hotărârilor. O să, în perioada următoare, să apară și lista dispozițiilor. Dar nici într-un caz 24 de ore. Cod administrativ îmi indică un termen de 5 zile să le comunic către 10 zile către prefect și 5 zile către persoane. Sunt secret sau primarul? Poți cere CST44 sau nu? V-am explicat mai înainte. Să putem cere pe CST44? Să poate cere? Dacă are caracter individual, o comunic persoane care trebuie să facă la îndeplinire sau care beneficiază de un drept. Dacă are caracter normativ, poți să comunic oricui acea dispoziție. V-am explicat mai înainte. Și situația când am la prefectul în Ungăsești, la primul în Ungăsești... Ba, cum să nu? Dispun toate actele... V-am zis, în următoarea perioadă o să afișez dispozițiile în statistică, adică numărul și denumirea acelei dispoziții, fără să afișez și dispoziții, pentru că nu am voie să fac acest lucru. Da, numărul cu așa delegat de la dispoziție. Ok. În perioada următoare, v-am explicat, sunt singură, sunt și eu un singur om. Nu am aparat în subordine ca alte primării, care secretarul are un aparat în subordine. Fac și eu cât pot.
Haideți să facem oricum la organigrama viitoare să ne gândim, nu? Dacă pentru... Și așa. Nu știu câți alte birouri sunt bine, dar dacă e să ne gândim, nu? Dacă... Atribuțiile pe care intră în sarcina secretarului sunt delegate, ca să ne gândim, către alți colegi care au alte sarcini de serviciu. Scrierea procesului verbal, da? Scrie secretarul, dar nu am timp să scriu procesul verbal. Am scris la viața mea zeci de procese verbale. Mă ajută o colegă care face parte dintr-un alt departament. Afișarea materialelor de ședință pe site-ul primării. Nu avem un personal angajat strict, deși sunt poate zeci de documente care trebuie afișate din oficiu. Le face un coleg de-al meu de la contabilitate, care principalele atribuții de serviciu ale dumneavoastră sunt legate de contabilitate. Nu știu, pot să vă mai dau un exemplu de genul ăsta. Și eu cred că acum, cel puțin în ultimul an, site-ul primării s-a îmbunătățit foarte mult. Sunt foarte multe informații pe care le găsiți acolo. Chiar mai multe decât alte primării din jurul nostru, care sunt municipii sau... Uitați-vă un pic la ONEJ, dacă dumneavoastră găsiți un proiect de hotărâre, dacă nu știți denumirea, doar numărul, dau un singur exemplu, cam cât trebuie să căutați. Dacă nu le găsiți foarte ușor, dacă dați o simplă căutare după un singur cuvânt, găsiți. Aici mai am... au trecut un an, mâine, chiar un an, de când... Consiliul Local a aprobat procurarea de teritoriu comunitare, domnul primar, de un an de zi. Nu s-au pus în practică, postez de regulament, era obligat să puneți în practică puterea Consiliului Local și ne-a trezit că a cumpărat 3 de tarabe la vreo 60.000 de lei, pe o singură căutare pe net, am găsit la producător 850 de regulate. Deci nu ați venit un aporte. Faceți dumneavoastră un voluntariat și în indemnizația dumneavoastră aduceți câte de alea la 800 de lei. Da? Deci nu e problemă. Și mă întrebuie prefectul și vreau să știu o felul de alegurile care au fost. Nu mai te formați realitățile. De ce? Este real. Păi nu. Pentru că pe internet pe care îl căutați dumneavoastră, pe internetul pe care îl căutați dumneavoastră, sunt, internetul nu este o sursă reală. Da? Deci autoritatea locală, domnule consilier, autoritatea locală, prin executiv, respectă niște proceduri. Da? Facem achizițiile conform procedurilor legale. Nu că ați căutat dumneavoastră pe internet, nu știu, și ați găsit un leu. Acea firmă trebuie, în primul rând, să fie dispusă să vândă unei autorități locale. Sau ai... Eu nu știu care, la care faceți dumneavoastră referire, dar acea firmă... Nu, noi răspundem în fața instituției și organului de abilitare. Deci nu, dumneavoastră, domnule consilier, vreți să vă arogați alte drepturi în zona sfera executivului. Dumneavoastră aveți calitatea dumneavoastră de consilier local și nu mai faceți în fiecare zi, la ședința următoare, voi veni foarte clar să vedeți către consiliul local cam câte sesizări și câte, la 544, face domnul consilier. La o săptămână mai face una, și fiecare una, și una, și încă una, și încă una. Păi noi aici, dar publicați-le, că nu e o problemă. Că nu sunt... Aici nu avem... Băi, poate să luați o decizie, emiteți un act normativ în care să punem supraveghere video 24 din 24 și să le punem online tot, toată activitatea. Ca să fie satisfăcut grupul USR. Păi despre ce vorbim aici? Cum nu vă convine ceva? În fiecare zi veniți și ne puneți o sesizare la 544. Păi nu știu ce vă trimite, conform reglementărilor legale, domnule consilier. Vă spun ce dispoziție de legale atribuții, mă spun. Dar nu vă, dacă sunt cu caracter pe... La prefect spune că nici nu știe. Păi și atunci ce vrei să răspundă? Păi cum nu știu? Păi... Păi cum nici prefect nu știe, înseamnă de la prefect nu știu ce. Ei, lăsați. Doar dumneavoastră. Da, da, da. Nu e o problemă asta. Dar haideți să nu ne depășim competențele. Dumneavoastră vă respect ca și consilier local, dar nu. Dumneavoastră sunteți consilier în cadrul Consiliului Local. Da. Nu sunteți Consiliul Local dumneavoastră în formă. Da, ce voi? Că dumneavoastră așa vă exprimați, pe unde vă exprimați. Și vă rog în următor lucru. Executivul este coordonat, aparatul executiv este coordonat de către primar. Vă rog foarte frumos, nu mai sunați pe la departamente, spunând, sunt consilierul cu tare, trebuie să rezolvați problema asta. Vă adresați frumos, da. Uitați rău. Da. Toți sunați șefii de departamente, sunt consilierul X, să mi se rezolve problema aia, să mi se rezolve problema aia. Aveți registratură, depuneți la registratură formularistica necesară și nu mai uzați de formula asta. Cred că toate mai multe situații era să faceți sesizare direct. Putea să faceți ceea ce este legal, domnule consilier. Nu ce vă doriți dumneavoastră. Păi nu faceți așa, sunați la departamentele, hai repede să rezolvați. Curăța aia, fă aia, dă aia, pune aia. Nu se poate așa ceva.
Noi vă respectăm, vă respect ca și cetățean în primul rând, vă respect ca și consilier local, dar nu asta înseamnă. Dumneavoastră gratuiți tot activitatea la executivul. Executivul, că vrem sau că nu vrem, este condus de o persoană care se numește primar. Indiferent cine este ăla. Punct. Nu sunați pe la departamente, cereți, da, dăm lista, dăm lista. De când? Unde scrie treaba asta? Dăm lista cu aia, fă-mi lista cu aia, dar cine da. Sunteți dumneavoastră? Deci păi, voie, păi dacă aveți... Dar nu trebuie în Consiliul Local dacă n-am voie să la... Nu discutăm în Consiliul Local. Eu mă supun hotărârilor Consiliului Local, dar nu dumneavoastră în calitate de consilier local. Păi cum nu? Dar astăzi, nici astăzi, ieri sau la Atena sunat la departamentul? Așa, în ce calitate a sunat de astăzi? Să-mi spuneți mie acum și prenume cine sunt beneficiarii. Care beneficiarii? Cât sunt azi? Am întrebat cât sunt știa de la... Dar de unde știți dumneavoastră că nu știa? Păi credeți dumneavoastră că, dar cine știe mai ce am venit cu fruta ieri? Tot atât aveți impresia. Păi aveți impresia că doar dumneavoastră cunoașteți adevărul și viața. Dar de ce nu vă luați, uite că dacă mi-a dat zilele orașului, luați de exemplu la fotul primarului și te faci și logic, când au făcut 2900 zilele orașului, fără niciun bar. Da? Fără niciun bar. Niciun bar. Uite că ne și vine asupra. Păi lăsați, adică, domnule, cine vă iau, cine ne face economie, economie. Toate departamentele, în fiecare săptămână, dăm răspunsul la aceste 44. Mai schimbați măcar textul. V-ați copiat un text și a copiat un text de lege cu capul de tabel și cu semnătura și data și schimbăm acolo, pe un rând. Aia, aia. Adică nici dar vreți să vă de lege? Cum? Dacă 544, voi 544? Haideți, domnule consilier, că n-am venit cu toții ieri. Domnule consilier, vă rog frumos. Păstrați-vă decența, păstrați, respectați-ne, că și noi vă respectăm pe dumneavoastră. Băi, băi, nu știu. Vreau să vă spun că multe din problemele cetățenilor care au fost trecute în registrul de audiențe nu sunt rezolvate nici la ora actuală. Și vreau să zic că datează cu ani. O parte dintre cei care au venit în audiență au și nu. Deci ca să arăt cum stau lucrurile. Aș vrea să-mi întrebe domnul primar, când se asfaltează strada Cinstir, Călăuderie și Vitor? Așa cum am spus și data trecută, că facem tot efortul să scurtăm toate birocrațiile, vreau să vă spun că ieri, nu, da, ieri sau marți, a fost depus de către proiectant, către finanțator, Consiliul Județean, proiectul. Perfect. Anul ăsta? Păi, de acum, stați un pic, domnul consilier. Deci, trebuie urmate niște proceduri. Noi ne-am asumat, odată prin anul trecut, prin asociere. Apoi, ne-am asumat prin bugier că asigurăm fonduri. Am făcut toate diligențele necesare să contractăm firma de proiectare. Am contractat firma de proiectare. S-a elaborat proiectul. În etapele de elaborare proiect s-a constatat că anumite proprietăți, deși realitatea este că proprietatea este în limitele grănițuirii lor fizice, pe hârtie apăreau că se suprapuneau pe drum. Și până a durat 4 luni de zile cu OCPI-ul, până când au translatat niște terenuri dintr-o parte în alta, fără omul să aibă nicio treabă. Și săptămâna asta, v-am spus, astăzi suntem joi, marți sau miercuri, a fost depus proiectul la finanțator. Urmează procedura lor să întreagă prin departamentele de specialitate, să-și obține linia de finanțare, să aibă buget, dar o au sigur buget, și vor lansa licitația. Din momentul când am lansat licitația, vă voi informa cu etapele de licitație. Mi-aș dori ca licitația să fie în cel mai scurt termen. Ne dorim să facem lucrul ăsta. Ne ținem de cuvânt întotdeauna ceea ce spunem și facem, și, dar din păcate, reglementările și mecanismele trebuie să le respectăm cu toții. Așa cum a fost și investiția cu în asocierea Consiliului Județean pe partea de Tiseș, s-a făcut, se verifică, se trece prin toate comisiile și chiar atunci spuneam că avem mari șanse ca acea parte din sector de drum să fie asfaltată înaintea proiectului, deși proiectul ăsta era hăhăt început de când și credeam că va fi mai repede. Vă mulțumesc! Cum stăm cu asfaltarea drumului spre CR? Lucrăm la documentație. Tot la fel de faza de elaborare, pentru că acolo nu există cadastru. Și acolo mai avem o problemă în sensul că acea stradă a fost ca și arteră. Întâi a fost drum sătesc care asigura accesul către proprietățile din zona extravilană. După care, odată prin dezvoltarea instituției de acolo, a apărut calea de acces numărul 2,
După care a apărut calea de acces principală, dar ei ca număr administrativ de la autodromul, la șoseaua principală, și acolo s-a mai creat încă o cale de acces din acea, din acel sector. Deci, în primul rând, trebuie să-l cadastrăm, să-i dăm o denumire, pentru că acum nu avem un drum public doar. Și acum s-a mai creat încă o cale de acces în spatele primelor proprietăți de pe strada Tisești, adică paralel cu strada Tisești, după prima sau a doua proprietate, nu mai știu atât, care se întoarce înapoi spre oraș, pe o lungime. Sunt trei proprietăți acolo sau patru, dar mai sunt în proiect încă vreo 5-6 împrejmuiri acolo. Și atunci vrem să reglementăm întreg sistemul de acolo, ca să prindem ca și stradă tot de acolo. Și ne ținem cu... Deci pe ce mai este? Cât apreciați că va fi cadastrat și va fi... Nu pot să vă spun, vă pot spune nici ce cadastrat. Am alocat bani. Am alocat și ne ținem de alocație și vrem să o ducem la final. Cât vom putea? Începem anul ăsta, nu cum vom putea. Câteva pentru implementare. Anul ăsta am alocat. Ea este, domnule, este începută procedura. Este început. Păi da, stați un pic, că nu putem și dacă suntem greoceanu, ne dăm peste cap și o să, ne-am dorit să finalizăm repede. Dar nu trebuie, sunt câteva luni, 6 luni, sperăm să... Nu pot să vă dau un termen acum, pentru că aș fi incorrect. Eu pot să vă spun că toate departamentele implicate în acest procedeu sunt cu motoare durate. Și tehnic, și economic, și juridic, să găsim soluție. Vom veni în Consiliul Local să dăm o denumire, ne putem gândi de pe acum ce denumire, să vom veni și noi cu o propunere. Pentru că trebuie să o denumim cumva. Și atunci, vedem. Mulțumesc. Despre reabilitarea blocurilor? Nu avem informații despre următorul proiect când va fi lansat, dar să știți că proprietarii nu s-au grăbit să-și facă partea lor de documentație. Din păcate. Nu, ultima dată mi-a fost o decepție. Păi nu, alea nici alea nu le-am găsit. Da. Cărțile tehnice nu sunt. Da. E o problemă la un pădeț din Poieni, care dă din DN spre strada Progresului. Au trecut niște mașini cu tonaj mare, au respectat acolo. Pământ, din punctul de mare importanță, și a căzut o dală sub pole. Progresului, da? Da. Mulțumesc. Tot în cartierul Poieni sunt câțiva brazi care s-au uscat, de exact lângă Osoar. Osoar, mai la vale puțin, cred că trebuie să iați ca să nu-i atenteze și eu și pe ceilalți. Oricum arată urât și nu mă se mai poate face nimic pe ei, ar trebui să fie înlăturat. Nu mai un pic, dacă nu ne vedeți, la Osoar este o problemă. Soarul când s-a construit a fost dezvelit, n-a avut vegetație în jur. Între timp s-au plantat acei arbori care acum au ajuns la o înălțime extraordinar de mare, care pot oricând să creeze odată o problemă, să distrugă ce este acolo. Acei arbori, ca și cei care spuneți dumneavoastră, trebuie să fie extrași în regim silvic, pentru că fac parte din procedura de extragere din regim silvic. Da. Așteptăm să vină sezonul când putem să facem aceste extracții și să vedem ce putem fi, pentru că acolo e un teren accidentat și ce mijloc de ridicare, de toaletare a acelor arbori. Acei, din păcate, s-au dezvoltat foarte masiv, trebuie să îi suprimăm și în locul lor să plantăm și iarăși o perioadă de timp să punem în valoare monumentul de acolo. Da, și da. Suntem în procedură. Trebuie schimbate lămpile de dorit cu LED care sunt arse. Este una la piață, la piața centrală, chiar în parcare de la piață. Una vis-a-vis de Digi, am venit prin cablu și sunt vreo 3 lămpi arse pe gălea. A trebuit schimbate. Apreciez faptul că mi le-ați comunicat acum. Noi avem ca și canal de comunicare tot ce înseamnă lămpile de iluminat care nu funcționează pe raza orașului, un simplu telefon al proprietarului sau al celui care se sesizează lucrul ăsta pe telefonul de secretariat este preluat în baza de date sau în aplicația electronică la sesizări și nu știu ce. Pe cu privirea la lămpi, știți că avem în derulare proiectul cu creșterea calității energetice. Și prin programul de mediu avem câștigate schimbarea și locuirea a 700 de lămpi de pe străzile din oraș.
s-au înlocuit 200 sau 225 că a venit primul lot. Sunt probleme cu achiziționarea, deși firma care produce aceste lămpi este firmă românească, cu capital românesc, dar anumite componente nu sosesc. Ieri chiar am discutat și uite acum caut... din discuțiile cu ei, suntem programați pentru următoarele 300 de lămpi, pentru că este o criză la nivel național. Următoarele 300 de lămpi ar trebui să sosească o comandă de plus minus 3 zile pe 10 august și următoarele 187 pe 24 august. Ați văzut și de asta cele care s-au înlocuit, calitatea a crescut, s-au înlocuit cele de pe strada principală, de la Ploieri venind încoace, până la 4 benzi și cele de pe 4 benzi au fost înlocuite, dar doar pe partea stângă, cele de pe partea dreaptă nu s-au înlocuit și sunt înlocuite cele din cartiere, o parte din străzile principale. Sunt trei categorii de lămpi, cu trei categorii de lux, iar cele de pe strada principală, ați văzut că au acele echipamente pe spate, lor deasupra, ăla este echipamentul de telegestiune. Aceste străzi sunt în cadrul proiectului de mediu. Străzile cu valorificarea potențialului turistic sunt prevăzute cu înlocuirea și a lămpilor și fac parte. Și avem celălalt proiect care se află în analiză la mediu, încă de 830 de lămpi. Și atunci, dacă cele, toate trei proiecte sumate, în următoarea perioadă, practic vom avea înlocuit tot iluminat. Păi, ne dorim de acolo, uitați, eu am primit informația de la ei pe 14 iulie, după în care mi-au propus că, conform programării la nivel național, astea sunt. Vedem, să sperăm că așa va fi. Încă o problemă. La trecerea peste pod, peste râul Trotuș, panoul pe care scrie râul Trotuș este obturat de către vegetație și nu se vede. Poate Trotuș care? La... Trotuș spre... Spre Comănești. Spre Comănești. Bine. Cum stăm cu alocarea parcărilor sau cu cadastrarea? Nu știu unde ați rămas. În ce zonă, când se alocă parcările cetățenilor? Eu sper ca într-un viitor apropiat să vin să vă prezint prima formă de parcări, cea din zona E, D, C și G până în strada care face Oidus. Primele 100 de parcări? Nu știu câte ies acolo. O să vin cu o documentație pe care o să vă prezint. Câte sute ori ieși. Vă întreb, când o să se elimine materialele de construcții de pe trotuar în zona orașului Târgoviște, stațiunii, așa. Despre zilele orașului am fi putut să le facem, să știți, cu un preț mic, exact cum a zis și colegul meu. Sau din sponsorizarea asta zic, că nu sunt de acord cu bani de la buget, și am fi putut să aveam zilele orașului așa cum fac și cei din jur. Nu consiliez. Că știți și dumneavoastră că această criză nu mai oferă nimeni niciun sponsorizare. Iar varianta pe care noi credem că am putea să o facem, adică acea cerșeală pe la agenții economici, hai să dăm un leu pentru un eveniment, nu cred că ne reprezintă. Dacă vom avea capacitate să facem, vom face. Dacă nu, știți și dumneavoastră, vedeți care este evoluția lucrurilor. Mie, de exemplu, că am ridicat mâna pentru alocarea unor premii copiilor meritori și mi-a fi plăcut ca de zilele orașului, exact cum persoanele vârstice sunt premiate, să fie o festivitate în care Consiliul Local să fie invitat, să strângă mâna celor mai buni elevi din oraș și să-i cunoaște. Păi, noi ne dorim să facem. Acești elevi au fost recompensați, au fost premiați în cadrul instituțiilor școlare și dacă dăm înapoi timpul, era o mare provocare aici, că nu cumva, că cum de adică n-am făcut chestia asta. Haideți să ne aducem aminte acum două luni de zile. Când aveam o efervescență, crezând că nu vrem să facem această activitate. Da, tocmai de asta zic. Da, am văzut și în celelalte localități, când elevii meritoroși cu media 10 pe linie și asta au fost, cum se cheamă, recompensați și prezentați în diverse manifestări. Deci sau chiar este frumos ca comunitatea noastră să-i cunoaște. Sunt viitorii medici, viitorii profesori. Sigur. Când se demarează sensul giratorul și semaforizarea, intersecția mare? Semaforizarea
este semnată toată documentația, a venit și ultimele avize. Acum suntem în procedura de a încheia dirigenția de șantier cu un personal specializat în instalații și va începe curând montarea semaforului pentru strada 9 Mai. Vom veni ulterior, după ce montăm echipamentele, să aprobăm în ședință de Consiliu, să ridicăm restricția de circulație în ambele sensuri, adică de un singur sens, iar problema pe care am spus-o și înainte, sensul giratoriu, e o provocare pentru că legiuitorul solicită studiu de trafic, pe care nu ne-am permis să-l plătim, deși nu suntem noi proprietari pe drum, și problema, să rezolvăm problema mașinilor care sunt parcate în zona adiacentă a acelei intersecții. Pentru că acolo sunt aproximativ 50 de mașini. Și acele 50 de mașini trebuie să le relocăm. Pentru că odată ce e făcut semafor, ăsta sens giratoriu, el trebuie să fie eliberat de orice parcaj. Sensul giratoriu este mai important decât parcarea. Păi, să pui un semn parcare interzisă și sunt de acord cu dumneavoastră, nu sensul este o problemă. Hai să punem, dar și proprietarul de acolo, unde să ducă? Păi unde s-o ducă? Bun, a pune un sens de oprire interzisă este cel mai simplu, că e câteva sute de lei. Dar nu asta, asta nu este scop. Că cetățeanul de acolo din zonă spune, domnule, în incintul ăla nu am posibilitate, în incintul ăla de ori nu am posibilitate, în incintul ăla ce acolo, ce ori, de-aia. Și atunci trebuie să găsim soluția asta. Iar o investiție pe, tot aștept și noi și executivul, până au fost schimburi de discuții, poate cei de la Compania Națională de Drumuri, acolo e proprietar, sunt de acel drum, fac și o investiție. Că nu ne-au sprijinit nici măcar să ne dea un pic cu vopsea. Niciodată. Nu, eu cred că la un moment dat și instituțiile astea... Când veți promova un proiect pentru vânzarea lumânților ALL, unde sunt de stadiul? Încă nu sunt finalizate probleme de cadastrare. Cadastristul care a avut contract și care are contract pentru acest lucru a fost în imposibilitate de a efectua lucrurile pentru că e o problemă medicală. Monumentele istorice, în reabilitarea lor, avem un proiect la orizont să începem să demarăm anul ăsta? Avem un proiect pe contribuție locală să reparăm monumentul de la Măgura. Mausoleu, să oprim infiltrațiile. Să oprim infiltrațiile în ea, pe la acoperiș acolo la cupole, după care să-l zugrăvim în interior, în perioada asta caldă, în august sau început de septembrie, și așa cum am mai discutat, prin parteneriat cu Muzeul Militar Național, ei să vină ulterior și să aducă tot ce înseamnă organizarea pe etape, pe... Se întâmplă anul ăsta, nu? Nu s-a urmă, sunt cald. Păi, partea de a noastră, ce ține de noi, vrem să facem anul ăsta, să nu mai traversăm în coiană cu infiltrații. Doar că... Da. Ce facem cu gardul de la Biserica Sfânta Parascheva? Nu am mai spus. Haideți acum să nu monopolizăm discuția. Nu monopolizăm. Sfânta Parascheva a primit o adresă, o să vă comunicăm și dumneavoastră. Parohia a făcut o solicitare la noi, că sunt în derularea a trei proiecte cu finanțare, a căror finanțare o caută pe european sau companie națională, dar acele proiecte trebuie să fie incluse în strategia noastră, nu de dezvoltare locală, ci în strategia... Îmi scapă acum termenul. Da. Avem documentația. Și le vom introduce în strategie pentru a putea fi declarate eligibile. Suntem acum. Chiar zilele astea discutam cu preoții de la cei care s-au... Sunt interesați să fie mai... Un fost consilier aici, în Consiliul Local, v-a rugat să puneți două tomberoane mari, tot undeva în preajma bisericii, undeva, ca să nu se mai arunce bunuri pe jos. Și nici acum a făcut de bunuri și nici acum nu s-a... Soluția a fost asta stabilită vreună cu... Avem acum o evaluare, încercăm să identificăm în buget 20.000 de lei, avem, să extindem numărul de camere de supraveghere. Pentru că avem câteva locuri vulnerabile, aici este unul, este cel din fața cimitirului de la Dumneasca, al doilea este cel din colț de la de la punte acolo, mai avem un vulnerabil încă vreo două zone, vrem să montăm camere și vreau să vă spun încă o dată,
că acest sistem funcționează și permanent colegile noastre de la mediu transmit către cetățenii care încalcă regula și chiar vreau să vă spun acum care sunt persoane pe care le identificăm și tot sub GDPR și le transmitem documentațiile specifice și sunt chiar persoane care nu cred că ar fi putut să încalce norma. Dar la adăpostul nopții, la adăpostul seriei, la adăpostul tras o mașină așa mai strâng, că poate nu se vede numărul, dar descarcă tot felul de materiale. Apropo de postul dinspre Salina și drumul Lucica, strada drumul Lucica, a trebuit pus un semn care să spună cine este primul pe port. Da. Este un... Nu în capul mașinii. Păi în cap două turisme în cap, acolo, pe modul care l-am reabilitat noi. Nu, sigur. O singură mașină. Una singură. Poți să vedem. Da, să știm care. Da. Numai să găsiți semnul, că nu am văzut semnul ăsta care intră primul pe trebuie. Față de. Nu știu, o să discutăm cu cei de la reglementările circulației și vedem ce. Câte procese s-au impozitat dublu, având în vedere că sunt neîngrijite? Câte s-au somați, câte s-au trimis proprietarul? S-au trimis. Știm că avem... Știți foarte bine că până să ajung la impozitarea dublă, trebuie să urmezi niște pași. Trebuie să treacă două exerciții financiare și e o procedură. Credeți-ne că... Da, o să vă aștept la sfârșitul procedurilor să... O să vă spun. Rolul nostru a executivului și a promovat întotdeauna nu este coerciția și sancționarea. Rolul nostru este să mobilizăm proprietarii și să-ți rezolve problema. Că nu, dacă proprietatea aia are 100 de lei impozite și eu îi pun 200, nu îl avantajează și nici nu îl determină. Dar dacă încercăm să găsim și să-l mobilizăm și să-și modifice proprietatea și să o îi crească calitatea, cred că este un lucru câștigat. Dacă mergem prin oraș și cu siguranță ne-am mai întâlnit prin mai multe locuri, ați văzut că punctual s-au mai schimbat. Acolo unde erau proprietăți urâte, le-au demolat, le-au dezmembrat, au făcut garduri, cel puțin au împrejmuit. Mai sunt câteva, sunt diverse, și sunt câteva diverse faze de lucru. Mulțumesc mult! Da, și eu. Mai am ceva întrebări, domnul Montură. Mai am, doamne. O întrebare pentru domnul primar. Doi vecini de ce voi nu dau eu comanda, ci o comandă o dă lăsă execuțiului. Dar acum, da, într-adevăr, pe raza orașului, acolo străzile care sunt asfaltate, în diverse faze cu asfalt, sunt tot felul de caverne. De la diverse intervenții, pur și simplu lăsări. Și am tot așteptat. Am încercat asta iarăși și în primăvară să cumpărăm asfalt rece. Un sac de asfalt rece, cât o găleată din aia de 10 litri, care nu are niciun șip, după care sare. Și tot am așteptat, am zis, o să vină și vremea când vine constructor cu asfalt și atunci să cumpărăm de la el în acel transport, că punctual. Pentru că dacă n-ai cu ce aduce prima stație de asfalt și e un preț uneori competitiv, dar uneori un preț care ne depășește capacitatea noastră, este la Onești. S-a dus și asfalt de la Bacău până l-ai adus aici câteva, nu știu, un volum mic, știți foarte bine că își pierde din calitate. Până la anul, nu, până la anul. Mi-aș dori ca să rezolvăm.
legat și de proiectul ăsta, dacă vor de amenezi cu grăze, dacă vor să aduce asfalt, pentru că așa se poate așa, adică să plătim separat transport. Păi, tocmai. Și atunci vrem să... Și, știți cum e, când ai constructor aici, îi spune, doamne, pune și acolo da, o groapă. Da, că Tudor Vladimirescu intră în... Mulțumesc. Da, domnul președinte. Eu nu am întrebări, am doar două recomandări, am în vedere că e o perioadă călduroasă. Dacă aveți situația sub control cu privire la apa potabilă și dacă luați niște măsuri ca să nu avem probleme în oraș, de asemenea mai am o recomandare, ar fi bine să punem în valoare cetatea Ididală. Nu numai pentru mine, pentru toți, pentru deci, cetatea Daci, pentru că alții iar milioane s-o are, milioane de euro. Mulțumesc pentru asta, ca o lămurire pe care o am eu acum. Da. Cetatea Ididală este într-un spațiu care este greu accesibil, aproape că nu se mai cunosc absolut deloc niciun artefact din ea sau niciun fond. E doar o zonă teoretică, undeva, au fost cândva prin anii 70. Imagini, niște panouri. Nu, dar nu e nimic. Niște imagini am găsit pe internet, uite. Da, dar ele sunt... Da, dar puse pe niște panouri. Noi avem niște indicatoare care duc acolo, dar... O descriere istorică. Mai mult că suntem în fața capului, nu prea ne fac cinste. Și dacă trece omul, zice, aici a fost cetatea Utilă. Iar vorba de acces, orice drum se poate face, chiar dacă nu mai e nimic că o spui acolo. Au făcut alții. Prin orice aia. Vreau să apreciez... Și acum, da. Vreau să apreciez dumneavoastră. Și eu vreau să fac. Da. Mai avem un lucru foarte important. Știți că atunci când era Consiliul acest local la începutul și când efervescența ne-a apăsat pe toți, a fost în dezbatere și în analiză două proiecte de hotărâre pentru punerea în valoare a unor proiecte pe care unul se chema amenajare ca zonă de agrement Lacul cu apă sărată Parc Măgura și amenajare Parc Aventură, Parc Măgura, orașul Târgu Ocna. Decembrie 2020. Evoluția de atunci a fost așa cum a fost, cu contestație, cu nu știu ce. Eu am mai spus-o, dar am vrut să o fac public pentru că ieri am primit un document. Aceste proiecte, un mic istoric. La nivelul guvernelor precedente s-a lansat Planul Național de Turism, Master Plan de Turism, în care localitățile, stațiuni turistice sau balneare aveau dreptul să depună un număr de proiecte. Târgu Ocna, la vremea respectivă, a depus 4 proiecte. Acestea două, plus încă unul amenajare patinoar și unul amenajare Aquapark. Astea au fost proiecte inițiale. Dezbătând cei specialiști, s-au comprimat în două, cu în zona lacului din Gura Slănică. Să știți că după dezbateri și Ministerul Turismului elaborează o documentație în care sunt 26 de unități administrative, stațiuni turistice, care au fost clasificate în două categorii. Stațiunile balneare, pentru că asta finanțează Europa, stațiunile balneare și domeniul schiabil. În cele 26, 14. Nu, domeniul schiabil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci din 26, 8 sunt pe domeniul schiabil, restul de 16 sunt, nu de 18 sunt pe stațiuni balneare. Numărul curent numărul 1. Primăria orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Amenajare ca zonă de agrement, lacul cu apă sărată, Parc Măgura, orașul Târgu Ocna. Deviz general 9.268.000, finanțabil 7.271.000. Al doilea. Amenajare Parc Aventura, Parc Măgura. Deviz general 19.000.000, valoare de finanțabil 14.799.000, valori calculate la acea vreme. Această listă, sau mă rog, aceste două proiecte fac obiectul unei dezbateri și a unui litigiu în instanță, gestionat și deschis de către domnul consilier, pe formă, nu pe fond, pe forma hotărârilor. Iar ieri primim cu adresa numărul 13.280, 14.07.2022, către Primăria Orașului Ocna, face la cunoștință. Că în anexa 1, B, 2, lista cuprinzând proiectele de investiții în turism de importanță locală, a hotărârii Guvernului 558 2017, cu modificările și completările urmă, se găsesc proiectele. Amenajare ca zonă de agrement, lacul cu apă sărată, Parc Măgura, orașul Târgu Ocna, și amenajare Parc Aventură, Parc Măgura, orașul Târgu Ocna.
Pentru acestea, ați depus la sediul instituției noastre documentațiile aferente în vederea obținerii avizului Consiliului Tehnico-Economic și ulterior acordării finanțării. Vă reamintim că au fost analizate și vi s-au solicitat completări, clarificări, ultimele adrese către dumneavoastră fiind din 22.02.2021 pentru proiectul amenajare, ca așa, și respectiv 50.529 pentru 1.02.2021 pentru proiectul amenajare Parc Aventură, Parc Măgura Târgu. Vă rugăm să transmiteți până data de 1.08, peste două zile, informații cu privire la stadiul acestor documentații și să ne comunicați dacă doriți să continuați proiectele precizate anterior. Cele solicitate să vor trimite pe următoarea adresă, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, calea, nu știu ce, nu știu ce. Iată că după 2017-2022, 5 ani de zile, cineva întreabă de ele. În decembrie 2020 am propus atunci, în calitate executivă, de nou primar și cu sprijinul vechiului consiliu și cu vechiul primar. Haideți să lăsăm proiectul să curgă. O vedea noi ce va ieși la vremea când va ieși. Iată, acum sunt formule de recalcul, formule de reactualizare a sumelor și nu știu asta. Eu v-am venit să vi le prezint acestea. Ce facem? Mergem înainte. Spunem că suntem în litigiu și abia așteaptă din 26, din cele 16, mai tai două, că abia așteaptă Ministerul să mai găsească probleme și am participat la mai multe discuții cu ministrul Cadaricu. Sunt mari presiuni din partea autorităților stațiunilor turistice, pentru că legiuitorul la vremea respectivă a dat termen de decădere. 31 decembrie 2020, termen de decădere. Cine a depus atunci a rămas în listă și de atunci, schimbându-se și formele, și guvernele, și administrații locale, au venit, dar noi de ce nu? Și a zis, domnule, că nu o să mai deschidă următorul masterplan agreat de Uniunea Europeană. Aici suntem. Eu vă rog să-mi spuneți acum, ce facem? Mergem înainte. Păi da, mergem, dar procesul pe rol nu s-a încheiat. Pentru că noi am făcut, dumneavoastră a făcut recurs, noi am făcut recurs. Dumneavoastră ați făcut recurs. Se retrage, domnul. Și dumneavoastră ați făcut recurs la recursul nostru. Păi noi v-am spus, că facem toate formă aceste proiecte. Avem cei 9 milioane în creștere. Partea noastră de finanțare? Domnul, eu v-am citit devizul general. 9 milioane. Și la vremea respectivă se spune așa. 7 milioane eligibile. Al doilea proiect, 19 cu 14. Până când vor mai traversa și vor mai analiza și vor mai face, se va face cât se va face. Eu nu știu acum. Pot eu să spun ca executiv sau vrea ca și consiliu. Ce se întâmplă peste 6 luni, 7 luni, un an? Nu știu. Haideți să ne gândim următorul lucru. Acum 5 ani de zile la Sky Gimeș, o localitate cu pășuri pe frumos, un investitor a făcut oia. Ce s-a dezvoltat acolo în jurul lui Sky Gimeș? Nu spunea nimeni, era... Deci, haideți să nu ratăm orice posibilitate de a obține în viitor. Noi avem obiectivul numărul 1, Salina. Dar iată că o sincopă la Salina, care ar putea să apară, fie poate prin creșterea capacității de producție, fie pentru orice care e situație, legislativ și asta. Dacă zona turistică de acolo are o problemă, noi rămânem fără un obiectiv, un alt obiectiv. Asta s-ar putea să-i schimbi și proprietarul. Păi, nu știm ce se va întâmpla. Care să mai creăm, să mai dezvoltăm un obiectiv. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Acum 2 săptămâni am avut vizită de la Euronews, un reportaj pentru valorificarea potențialului turistic de la Timbopla. În vineri, sâmbătă și duminică, echipa de la Canal D, cei care sunt emisiunea Roventura, au venit și au filmat iarăși oportunitățile din zonă. Stați un pic, nu contează. Între aia mai fost o emisiune, schimb de bani, au fost și au filmat în lumină. Deci iată că zona noastră devine atractivă și pentru cei care vor să o promoveze. Nu numai pentru noi. Și atunci, haideți să împreună și cu toți ceilalți implicați, să nu ratăm niciun moment de finanțare, să nicio oportunitate. Acum, nu știu, 3, 4, 5 luni în primăvară, a fost un proiect Curățăm România, 15.000 de lei. Hai mai să scriești noi un proiect, 15.000, nimic ca toată, da? După 5-6 luni, a devenit câștigător. Bă, 15.000 de lei. Ca și chestii, ca să vedeți, poftiți. Nu contează asta. Haideți să vedeți rolul acelui proiect. Din 15.000, 3.000 plată voluntari, 2.000 asigurare hrană pentru voluntari, 2.000 de lei sau nu știu, transport de la locul de adunare până la locul de colectare a deșeurilor și diferența neutralizarea deșeurilor. Sunt programe europene.
apare zice, bă, dar nu putem merge cu pe jos și ăsta. Dom'le, ăla finanțează, aia face. Deci, accesăm orice posibilitate de finanțare. Nu o ratăm. Funcție de specificul localității, funcție de liniile care ni se deschid. Deci, mă rog, dezbateți vă problema asta, ca să știm ce răspuns dăm. Nici să spunem că mergem și apoi să o dăm cu coada între picioare. Am primit cuvântul, domnule primar, rog frumos. Nu mă scuzați. Trebuie să vă critic, domnul primar, ați făcut afirmații greșite. A spus că suntem într-un conflict, într-un proces cu proiectele. Nu, domnul. Nu cu proiectele. Domnul Barna a contestat pe chestiune de formă când a fost convocarea unei ședințe. Pe formă. Pe formă. A spus pe formă. Nu mai fost ședința acolo. A fost împotriva proiectelor orașului. Nu a fost niciodată și nu poate fi domnul Barna împotriva proiectelor orașului. Așa. A mai arăt cineva aici că ne plimbăm cu tiribomba, dar îi spune Rumuteanu că el se plimbă, eu nu mai apuc că el o să plimbă. Deci, domnul Rumuteanu, dacă nu particip la, pe vremea mea, dacă nu ieșa fata la oră, rămâne nimănitate. Așa și noi. Dacă nu depui proiecte, nicio șansă. Dacă le depui, mai ai o șansă. Din patru, au ieșit două. Cine credea că este? Ma ca să fim împotriva unor proiecte care au o finanțare din 70%, 80%, cât o să... La vremea respectivă așa era. Nu, dar stați un pic. Deci avem 70% acolo. 7 milioane, azi, nu știu. 7 milioane. 7 milioane. Cum era cu 9 și 7 milioane? Da, de acord. Cu 9 și 14 milioane. Deci amenajare în parc și... Da. Alea cu tripobile care cu mine. Deci nu putem. Și niciodată Consiliul Local n-a fost împotriva acestor proiecte. E o chestiune de formă. Domnul Barna, putem să discutăm și lămurim problema. Vă retrageți acțiunile și nu purcăm. Pentru că ce se întâmplă acum? Noi am trimis atunci, documentele prin care a fost acea hotărâre din Consiliul Local. Asta aveți dreptate, că n-a fost convocată corect. Dar hotărârea este documentă în spatele proiectului. Nu acum, după. Când propuneți aia cu parcările? Dacă devine acționat la investiție. Deci haideți ca să vedem. Deci este de felicitat faptul că suntem pe lista masterplanului Ministerului Turismului cu aceste proiecte. Trebuie să facem tot posibilul să depunem toate documentațiile pe care le cer și să rămânem pe listă și, nu știu, în viitor să se facă aceste proiecte, pentru că vor fi două puncte de atracții foarte importante. Eu țin minte atunci de la proiect, nu există la ora actuală niciun... Cum se cheamă asta? Parcă. Nu. Zona de agrement la Fără Pauză Sărată, că este inclusiv. Peste un lac, peste o nebunie acolo pe tine. Și dacă aș mai avea și o dorușie de ani, parcă m-aș duce și eu un pic așa, cu o fată acolo. Hai că până acum eu sunt primul domnul. Da, network. Deci, domnule, nu cred că cineva este împotrivă. Problemele care sunt acum cu hotărârea Consiliului Local, care a fost atacată pentru faptul că n-a fost convocată, se poate lua. Se poate discuta. Dar așa cum și colegii ceilalți au spus aici, nu putem să fim împotriva a două proiecte cu finanțare 78%. Acum, domnul Barna, sigur că el întreabă tot timpul. Ai bani sau n-ai bani? Continuă bani am avut. Domnule, și mă împrezi, nu întrerupiți-o. Conduceți ședința și spre final, acum ați conduc din nota 10 și acum luați nota 4. Iar domnul Barna, când a făcut afirmația că avem bani, noi avem toți bani. Și vom găsi. Să vor găsi și acești bani. Haideți să dăm un cuvânt de încredere executivului, să ocupi de aceste proiecte care, adevăr, vor fi un punct de atracție pentru oraș. Mulțumesc. Domnul Părț, în dosar era așa. Eu, coalizator cu USR-ul în partea alată, din partea USR și Consiliul Local Târgu Ocra. Eu sunt dispus să-mi retrag recursul incident și Consiliul Local să-mi retrag recursul. Că l-a depus, Consiliul Local de Bucă. Consiliul Local de Bucă. A depus recurs cumva? Retrageți. Este recurs. Dar stați un pic, să se registreze. A spus că vă retrageți recurs. Eu recursul care retrag incident. Eu retrag incident. Cine a reprezentat Consiliul Local? Poftim. Bravo, domnul. Bravo, domnul. Bravo, domnul. Vedeți, domnul primar, cine bine. Păi, dar degeaba așa retrag, domnul. Păi, rămâne hotărârea. Pentru că pe fond rămâne hotărârea instanței de fond, care avează ce două. Găsiți-o soluție. Păi aici suntem într-un vid. Domnul primar, dacă Barna așa retras, găsiți soluția. Dar nu mai încurcați lucrurile acum. Dar nu vrem să le încurcăm. Tocmai de-aia vine și în urmă. Haideți, dacă și-a retras, o salut. Nu mai, că se schimbă imediat. Eu am câștigat. Hai, găsim o soluție. Avem cadastru culmare, când din cauza asta avem nici... Păi nu s-au făcut documentele pentru că la vremea respectivă... Domnul consilier, la vremea respectivă, legiuitorul cerea un opis cu niște documente.
Noi le-am depus pe toate. De aia suntem în listă, pentru că noi am depus în termenul de decădere, imediat după hotărârea de Consiliu, când am luat-o a doua zi, le-am luat-o atât de urgență, în extraordinară, cum s-a chemat atunci. Am depus-o, s-a înregistrat și de aia am luat în listă. Dumneavoastră ați făcut contestația și asta ulterior, în termenul pe care l-aveați la dispoziție și de aia el a mers înainte ăsta. Instanța i-a analizat exact fondul și a dat câștig de, va da câștig de cauză și clar că doamna secretar general a trebuit să facă toate diligențele necesare ca să continue, pentru că ar trebui să devenea definitivă și irevocabilă și asta nu avem ce discuta. Pentru că se încheia ăsta, prin perimare sau prin ce era, prin expirarea termenului. 2020, la început, cred, a venit adresa de la prefectura Bacău, cu județean, când nu ne-a dat erogare că doia la BUC, că nu avem încercă problema curatorii. Bun, și ăla e o problemă. Și ăla e o problemă. Dacă ăla nu mă lăsa să fac 100 de construcții, decât ușoare, mă lasă să fac construcții de... Dom'le, un proiect la vremea respectivă. Dom'le, așa, gata, v-ați retras, aia nu mai e. V-ați retras, nu-i problemă. Salut, să fiți sănătoși. Acolo scriem așa. Construit. Păi m-ați scris că am retras. Proiectați și ochii, construiți dar, și era cu aportul Consiliului Urban. Eu mi-am tras atât de curs. Și pe firul să treceți, chiar la fost de acolo. Nu? Păi da, dar cine a făcut niciodată? Se face curs. Lasă-mă, ei, n-am făcut. N-am făcut nimic. Lumea. Da, haideți ca să nu curtăm. Păi nu, și ești. Nu mai am o singură... Conform reglementărilor legale, anunț Consiliul Local că începând de luni, 6 zile sunt în concediu. Dacă nu spuneți unde mergeți... Conform procedurilor legale. Dacă nu spuneți unde mergeți și pe cine lăsați în loc, domnule? Pentru procedurilor legale, conform procedurilor legale. Domnul președinte, închide-o dată. Închide ședința. Așa. Da, între care și aici mai închide.